ordinare de astăzi. Îl rugăm pe domnul secretar întâi să prezinte ordinea de zi. Deci, program de desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din data 27/7/2017. Domnul consilier, a fost convocat în ședința ordinară de astăzi, conform dispoziției 45/21/2017. Din consultarea condițiilor prezent, suntem statutari, ca atare, fiind întâlnit vorbul prevăzut de articolul 40 alineatul din legea 215 pe 2001 republicată, pentru a putea aproba proiectul de hotărâri prevăzut la ordinea de zi. În conformitate cu prevederile legii 215, vă rog să-mi permite să vă prezint ordinea de zi. La punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Scorțeni din 17/2/2017. Prezintă secretarul. La punctul numărul 2, avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, decembrie 2016. Inițiator primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul numărul 3, avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătorii prin mijloacele de transport ale personalului didactic la Școala Scorțeni pentru luna ianuarie 2017. Inițiator primar. Proiect de hotărâre la numărul 5 privind aprobarea. Scuzați, la 4, dar proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB. Inițiator primarul comunei. La punctul numărul 5, aprobarea închirierii concesiunii pășunii comunale până la data de 31/12/2017 pentru cetățenii comunei Scorțeni deținători de animale, aprobarea mandatului special pentru doamna Cobuz Lidia Irena, viceprimar al comunei, pentru întocmirea contractelor de închiriere, concesiune pentru deținătorii de animale din comuna Scorțeni, cu condiția asigurării de minim 0,3 unități. Așa, și începerea demersurilor pentru întocmirea amenajamentului pastoral pentru întreaga suprafață din stat comunal aferent comunei Scorțeni de către doamna Cobuz Lidia Irena. Punctul numărul 6, avem întrebări, interpelări, informări și petiții. Da. La ședința de astăzi sunt invitații de la televiziunea Exclusiv TV, care vor filma lucrările acestei ședințe. Din ordinare. Le mulțumim pentru prezență și o să trecem la ordinea de zi. La punctul 1, după cum a citit domnul secretar, este aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Scorțeni din data de 17/02/2017. Datorită faptului că la deci nu am acest proces verbal al ședinței din 14/1, nu am avut timp să-l consultăm. O să dau citirea acestui proces verbal și după aia, dacă sunt discuții, așa, dau o citire. Deci, Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară prin dispoziția primarului numărul 41 din 14/1/2017 pentru data de 17/2/2017, ora 8. În urma apelului se constată că sunt prezent 13 consilieri locali, din totalul de 13 consilieri în funcție, întâlnind vorumul prevăzut de lege. Ședința este deschisă de domnul Danila Vasile, secretarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, care supune spre aprobare procesele verbale ale ședințelor extraordinare și de îndată din luna ianuarie 2017. Se aprobă în unanimitate de voturi, 13 voturi, din totalul celor 13 consilieri prezenți. Domnul secretar prezintă ordinea de zi și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al Comunei Scorțeni pe trimestrul 4 pe anul 2016. Inițiator, domnul primar. Proiectul de hotărâre, 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului cu titlul Reabilitare și Modernizare Cămin Cultural, proiect finanțat de CADR, măsura 41, 322, măsura 322 PNDR, renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale. Componenta B, investiții pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală. Subcomponenta B, renovarea clădirilor publice. Inițiator, domnul primar. La 3 a fost proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielor eligibile și neeligibile aferente investiției modernizare drumuri de interes local în satele Florești, Scorțeni și Grigoreni, comuna Scorțeni de sub Bacău. Inițiator, domnul primar. Președintele de ședință, domnul consilier Hajimovic, supune spre aprobare proiectele de zi și se aprobă în unanimitate de voturi, cu 13 voturi pentru totalul de consilieri prezent. Domnul consilier Zamferescu Eugen întreabă de ce nu este convocat Consiliul Local în ședință ordinară. În toate lunile aveți numai urgența pentru a întruni Consiliul Local? Asta este întrebarea. N-am formulat-o cum trebuie. S-a consemnat rău, dar... Da. Eu am pus altă întrebare. Da, la discuții... Mai departe, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin răspunde, am discutat cu dumneavoastră și la ședințele anterioare că o să avem ședință ordinară când avem bugetul pe 2017. Domnul secretar Danilo Vasile dorește să suplimenteze ordinea de zi cu încă un proiect, dar doamna viceprimar Cobuz Lidia Elena îl contrazice și aduce la cunoștință că ședințele Consiliului Local, cred că extraordinare, aici scrie ordinare și de îndată, cred că trebuia extraordinare și de îndată, nu se suplimentează cu proiecte de hotărâre. Președintele de ședință, domnul consilier Hagi, mă trece la primul punct al ordinii de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei pe trimestrul 4 pe anul 2016. Prezintă domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin invită pe doamna Nedelcu Alina, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei de sub Bacău, să prezinte raportul de specialitate întocmit privind execuția bugetară pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului local al comunei Scorțeni pe trimestrul 4 al anului 2016. Discuții. Domnul consilier Cipcă Ionuț întreabă ce înseamnă bunuri și servicii la școală. Doamna Nedelcu Alina răspunde, autoritățile școlii fac cheltuielile necesare, iar eu trec în execuția bugetară cheltuielile lor pe 3 luni. Domnul consilier Zamferescu Mihăiță întreabă pentru site-ul primăriei pentru ce s-a cheltuit banii, cum s-a făcut acest contract și xeroxul pe care am aprobat pentru achiziționarea lui s-a achiziționat. Dacă s-a achiziționat. Întrebare. Da, întrebare. Toate au fost întrebări. Doamna viceprimar Cobuz Lidia Elena răspunde banii pentru... întrebare. Banii pentru Macaraua. Macaraua, pentru ce sunt trecuți în execuția bugetară. Domnul consilier Zamferescu Eugen, toate contractele încheiate trebuie discutate în ședința Consiliului Local. Doamna Nedelcu Alina, am făcut retur la xeroxul comandat și primit, întrucât nu avea toate componentele. Domnul președinte de ședință, domnul consilier Hagimă, supune spre aprobare proiectul de hotărâre discutat și se aprobă în unanimitate de voturi, 13 voturi, pentru astfel devenind hotărârea numărul 11 din 17/2/2017. Președintele de comisie de ședință, domnul consilier Hajimovidiu, trece la al doilea punct al ordinii de zi, având avizul comisiilor de specialitate. Acest al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului cu titlul Reabilitare și modernizare Cămin Cultural, proiect finanțat prin FADR, măsura 41.322, măsura 322 PNDR, renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale. Componenta B, investiții pentru crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația rurală. Sub componenta B, renovarea clădirilor publice. Inițiator, domnul primar. Domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin prezintă expunerea de motive și îl invită pe domnul Niță Alexandru, inspector de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Scorțeni să prezinte raportul de specialitate întocmit pentru acest proiect de hotărâre. Discuții. Domnul consilier Zamfirescu Eugen. Bun. Nu o să vezi niciodată nicio hârtie de la Rom Constructor până nu o să plătești suma din actul adițional pe care l-ai semnat. Eu voi solicita o anchetă pentru că nu sunt de acord cu această sumă, dar dacă unii dintre dumneavoastră, domnilor consilieri, v-ați schimbat, cred că aici, opțiunea este treaba dumneavoastră. Câți bani s-au plătit pentru ei până la această oră? Bineînțeles că așteptăm un control în această problemă. Domnul Niță Alexandru, inspector de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scorțeni, răspunde, s-a achitat suma inițială fără actul adițional, iar scrisoarea de garanție reprezintă valoarea plătită în avans la 22/8/2017. Plătită în avans la 22/8/2017? E greșit, cred că 16. Da, e greșit. Domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin spune, suma din factură nu a fost achitată și nici nu se va achita. Dacă nu aprobați acest proiect de hotărâre, o să intrăm în insolvență, nu o să mai avem bani pentru alte proiecte, nu o să mai putem face nimic. Doamna viceprimar Copuz Lidia Elena spune, acum trebuie să înțelegi că, s-a adresat domnului primar Anton Gheorghiță Cătălin, Consiliul Local are o putere de decizie mai mare decât a primarului, el taie și spânză. Domnul consilier Ambăruș Mircea spune, nu cred că te-am învățat eu să semnez acel act adițional. Domnul consilier Zamfirescu Eugen spune, și pe mine mă doare inima de comuna asta, nu s-a făcut nimic, am suspiciuni cu privire la acest proiect de hotărâre. Mie mi-ai spus că îți smulți părul din cap, o să mergi la DNA. Nu ai făcut nimic. Ambăruș te-a numit coordinator. Așa scrie aici, coordonator, cred că, când erai viceprimar, să urmărești organoleptic această lucrare pentru această construire, cămin cultural din satul Grigore. Doamna viceprimar Copuz Lidia Elena spune, astăzi tu ești primar, peste câțiva ani altul. Și de aceea trebuie să știm cu toții că Consiliul Local este decizional. Domnul președinte de ședință, consilier Hazim Ovidiu, supune spre aprobare ordinea de zi și se aprobă după multe rugăminți ale domnului primar Anton Gheorghiță Cătălin către consilierii ce compun Consiliul Local Scorțeni și după ce Nița Alexandru are făcut programul de specialitate, întrucât nu corespundea ordinea de zi. În unanimitate de voturi, 13, pentru astfel devenind hotărârea numărul 12 din 17/2/2017. Președintele de ședință, domnul consilier Hagem Ovidiu, trece la al treilea punct al ordinei de zi, având avizul comisiilor de specialitate. Acest proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției numite modernizare drumuri de interes local în satele Frolești, Scorțeni și Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău. Inițiator domnul primar. Domnul consilier Zamfirescu Eugen. Bun, mai întâi citești raportul de specialitate al inspectorului de specialitate Nița Alexandru și apoi ne explici, cred că, cum stă treaba cu acest proiect. Este ultima oară când mai facem astfel... Așa ceva, cred că trebuie așa să spun. Să fim de acord cu proiectele de hotărâre. Croafa e moartă în Coteț. În luna septembrie 2016 a venit, cred că, constructorul, proiectantul, dar stai că nici nu era proiectantul, era mama lui, care nici nu este de meserie. Da. De meseria sa să ne coafeze în ședința Consiliului Local. Trebuia să pui piciorul în prag. Construcția este un lucru bun, dar tu nu ai știut ce să faci, pune piciorul în prag. Domnul consilier Ondu Adrian Alexandru spune, vreau să avem un moment zero, să aducem niște specialiști, să terminăm odată prima anchetă în această problemă. Domnul consilier Vrote Vasile spune, vreau o anchetă la UAT Scorțeni. Doamna viceprimar Cobuz Lidia Elena spune, gândiți-vă că 3 persoane din această instituție trebuiau să-l însoțească pe primar oriunde cu acest proiect, întrucât au fost plătite ca făcând parte din acest proiect, iar banii trebuiau justificați. Nemai fiind discuții, domnul președinte de ședință supune spre aprobare proiectul de hotărâre, discutați și se aprobă în unanimitate. 13 voturi, devenind astfel hotărârea numărul 13 din 17/2/2017. Domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin spune în 27/2/2017, vreau să vă anunț că o să avem ședință ordinară. Dacă sunteți de acord, discuții. Nu s-a consemnat flori și aplauze. Domnul consilier Cipcă Ionuț spune, am primit telefoane de amenințare, ghilimele că trag spor, o să mi se retragă sprijinul politic, să mă gândesc că am un copil, întrucât am fost menționat în ziar. Dacă mi se retrage sprijinul politic, vin și stau pe capul dumneavoastră aici. Doamna inginer Leu Maria, coordonator al UAT Scorțeni, prezintă modalitatea concesionării pășunii comunale, având în vedere că la data de 01/01/2017 s-a reziliat contractul cu domnul Ilaș Viorel. Este necesar a se verifica efectivul de animale din sate și de aceea o să avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră. Iar suprafețele de islanț comunal să fie date la deținătorii de animale, titulari de animale, nu altor persoane. Prioritar sunt deținătorii de vaci. Doar anul acesta se mai dă pășune comunală, fără amenajament pastoral, care acest amenajament pastoral se face de către autoritățile publice locale. Registrul pentru evidență trebuie efectuat conform legii, toate acestea trebuie să se facă până în 2018. Doamna viceprimar Cobuz Lidia Elena spune, îmi pare bine că am avut dreptate, au fost o sumedenie de comentarii, citați cine v-a învățat să faceți aceste cereri și așa mai târziu, pentru că oamenii trebuiau să fie înștiințați și să se organizeze. Domnul consilier Ambrun Mircea spune că trebuia să faceți anunțuri cu privire la acest aspect. Domnul consilier Zanfirescu Eugen spune, doamna Lăiu, dumneavoastră sunteți fiica satului și sunteți cea mai în măsură să învățați cetățenii acestei comune ce trebuie să facă. Doamna inginer Lăiu Maria spune, încă nu avem normele de aplicare cu privire la această discuție. Din discuțiile purtate cu alți colegi, ingineri de la alte UAT-uri, a reieșit faptul că deocamdată nu fac nimic din acest punct de vedere, dar noi explicăm oamenilor, cetățenilor și nu cred că noi am interzis să depună cereri pentru pășunea comunală. Am pus la dispoziția domnului primar toate documentele cu privire la pășunea comunală, care este de 390 de hectare aproximativ, pășune comunală. Domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin spune, am fost la Bacău și cred că Bacău, nu? Și este necesar studiul pedologic care costă 20.000 de lei pentru ca cineva autorizat să ne-l facă. Domnul consilier Ondu Adrian Alexandru spune, când se va repartiza bugetul pe 2017, să fim înștiințați și chemați la ședințele de ianuarie. Am adus în discuție cazul celor 2 persoane a familiei Itcor din satul Florești. Ați efectuat ancheta socială? Doamna consilier Creangă Vasilica, eu nu sunt de acord cu această propunere de a încuraja bețivii și buturoșii. Sunt cazuri mult mai grave și sărace în comuna asta. Cum de nu s-a gândit nimeni la un Sorin care nu și-a abandonat copiii niciodată, îi îngrijește cum poate el. Domnul consilier Hâncu Irinel spune domnul Onu are dreptate și poate nu-i duce capul pe frații Iptor. Trebuie să-i ajutăm. De nenumărate ori am chemat cu buletinele să le facă domnul primar al ajutor social. Domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin spune săptămâna viitoare voi face o anchetă socială și în ședința din 27/2/2017 vă voi spune ce am găsit la domiciliul acesta. Nemai fiind discuții, s-au închis lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 17/2/2017. Da. E bine ca pentru ședințele următoare acest proces verbal să-l avem din timp. Durează o grămadă. Am pierdut, cred că, 10 minute. Nu știu cât am citit aici. Da, mult. A fost scurt. Dacă era o ședință ordinară, stăm o oră și eu. Da. Deci, pentru asta ar trebui să-l avem din timp, să-l citim și să purtăm discuții despre acest proiect de hotărâre. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să se înscrie la cuvânt referitor la acest proces verbal. Dacă nu, supunem la vot. Eu am să vă întreb pe dumneavoastră totuși ceva. Că dumneavoastră și secretarul ați semnat acea hotărâre care noi am tot comentat aici că era redactată ca formă de document. Greșită. Da. Că în prima parte se referea la aprobarea prelungirii valorii de investiție, da. Că de fapt în partea a doua la hotărâre, de fapt, era vorba de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție. Da. Da? Da. Și eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră doar atât, că la divers o să intrăm un pic în problemă, dar aici ca formă, doar ca formă a procesului verbal, dacă știți exact ce a semnat, domnul președinte. Când ați semnat și știți că au fost atâtea discuții. Au fost discuții. Și dacă i-ați verificat când au refăcut documentul, da? Că l-au refăcut. Că l-au refăcut, puțin refăcut atunci a fost de către domnul Nițe. Am semnat. De ce? Pentru că când s-a supus a doua, a treia oară, nu știu cât la vot. Ați avut girul nostru cu 13 voturi a doua. Dar la redactarea finală ați fost atent ce ați semnat? Asta nu mai... Într-adevăr că nu mai aveți în față. Nu mai am în față. Nu mai știu. E o problemă. Bănuiesc că nu mi s-a schimbat... Rețineți-o pentru dumneavoastră, ca aspect, și când coborâți de la ședință, îi cereți lui domnul Dănilă să vedeți dacă acea decizie, acea hotărâre, de fapt, s-a transformat în hotărâre. Presemnătura dumneavoastră și a dânsului, și care a fost transmisă prefecturii, este în concordanță cu ceea ce credeți dumneavoastră că logic ar fi trebuit să semnați. Da? Da. Ok, atât. Din punctul meu de vedere, cred că, cum să spun eu, datorită formei în care au fost prezentată, nu trebuia, după mine, aprobată. De ce? Dar după aia au scris, scria într-adevăr, când au venit domnul Niță, scria prelungirea scrisorii de garanție. Domnul președinte, nu vă fac niciun proces din intenții eu. Da. Eu vă rog să verificați dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Da, am reținut, da. Este ceea ce credeți dacă este ceea ce am semnat eu, da. Corect. Supunem la vot procesul verbal din ședința din 17/2. Cine este pentru? În unanimitate se aprobă acest proces verbal. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Da, n-am supus la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței de astăzi. Este greșeala mea. Cine este pentru această ordine de zi? Toată lumea. Punctul 1 deci am aprobat. Punctul 2. Punctul 2 pe ordine de zi se numește proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic din Școala Gimnazială Scorțeni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2016. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Da, să dau citire expunere de motive. Expunere de motive privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2016. Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor numărul 2 din 17 mai 2011 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se arată că personalul didactic din unitățile de învățământ de stat, care nu dispun de locuință și căruia nu îi se poate oferi o locuință corespunzătoare în localitatea unde și are postul, se vor deconta cheltuielile prin mijloacele de transport în comun din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință. Decontarea sau plata echivalentă costului de transport, cost abonament, se va efectua de către autoritățile administrației publice la care își desfășoară activitatea cadrul didactic. Prin bugetul local aprobat din 2016 au fost prevăzute sumele necesare de contării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic în Comuna Scoțeni. Față de cele arătate, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scoțeni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2016. Avem rapoartele de avizare și pentru următorul 12, da? Sunt în fața mea și acum să dau citire proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării și contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scoțeni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2016. Primarul Comunei Scoțeni, județul Bacău, având în vedere adresele numărul 1265 din 27/9/2016, numărul 1387 din 24/10/2016, numărul 1444 din 22/11/2016, numărul 1488 din 15/12/2016, a conducerii Școlii Gimnaziale Scoțeni, Comuna Scoțeni, județul Bacău, și înregistrate la Primăria Comunei Scoțeni sub numărul 476-479 din 31/1/2017. Expunerea de motive numărul 1081 din 21/2/2017 a primarului Comunei Scoțeni județul Bacău, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Scoțeni județul Bacău, în temeiul prevederilor articolul 36, alineatul 6, litera A.1 și articolul 45.1, raportat la articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, cu modificările și completările ulterioare. Propune aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scoțeni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2016. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Scoțeni județul Bacău din 27/2/2017. Discuții pe subiect. Dacă cineva se înscrie la cuvânt referitor la acest proiect. Deci prima, doamna Cobuz. Se mai înscrie cineva? Domnul Consilier Zampirescu. Mai este cineva? Nu, atunci dăm cuvântul doamnei viceprimar Cobuz. Din partea Comisiei de Buget Finanțe s-a dat un aviz nefavorabil, pentru că expunerea de motive nu era în concordanță cu legislația valabilă în momentul în care s-a formulat expunerea de motive. Între timp, am atras atenția pe expunerea de motive inițială care am primit-o noi la mapă, unde sunt inadvertențele. Domnul primar, între timp, a modificat expunerea de motive. Nu? Nu este aceeași pe care o avem noi la mapă. Da, da. În schimb, procesele verbale de la toate comisiile erau întocmite în data de 23 sau 24, când am avut noi. Da. Deci, în ședința ordinară de acum, avizele de la comisie sunt nefavorabile. Da. Modificându-se expunerea de motive, pentru că nu era cum trebuia, chiar dacă era semnată și parafată, la mapă la noi nu s-a mai modificat expunerea. Deci avem tot expunerea veche. Deci expunerea nouă cu ce ați citit dumneavoastră acum, la mapele noastre nu sunt. Acum, autoritățile publice locale au obligația, conform normelor metodologice valabile din 15/7/2015, au obligația de a cuprinde în bugetul local sume destinate de contării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învățământul preuniversitar. Nu au fost probleme niciodată, nici pe timpul domnului primar Ambăruș, să nu se deconteze naveta. Problema este că de aceea s-a primit nefavorabil. Expunerea de motive a fost necorespunzătoare. Dumneavoastră veți sta acum și veți hotărâ modificându-se. Da. Deci chiar cu un aviz nefavorabil, plenul poate aproba hotărârea. Deci nu este nicio problemă. Și același caz îl vom întâlni la punctul 3, unde avem doar pentru luna ianuarie. Da. În aceeași măsură am luat legătura cu personal de specialitate de la școala Scorțeni, în care am atras atenția că la rubrica din spate, dumneavoastră o să vedeți la mape și ați și văzut, este și tabelul cu cadrele și sumele care sunt supuse spre decontare, iar acolo unde nu a fost completat corespunzător, am atras atenția. Doamna contabilă mi-a scos încă un exemplar unde apărea, era omisă distanța de la o singură persoană și am atras atenția inclusiv a persoanelor care sunt din interiorul comunei, acestea nu primesc decontări. Deci nu se face decontare. Tot conform în metodologie, normele metodologice privind decontarea este foarte clar specificat. Acum dumneavoastră veți... De aceea am ținut să mă înscriu la cuvânt. Da. Domnul consilier Zampirescu. Eu aș intra un pic mai în detaliu de normele astea metodologice, pentru că am văzut că ați scăpat acolo în proiectul de hotărâre. Ați făcut referire la personalul didactic. Dar n-ați spus nimic de personalul didactic auxiliar. Pentru că și ei beneficiază de așa ceva. Și automat trebuie să apară ca o categorie distinctă în proiectul de hotărâre. Adică personalul didactic sunt dascării, da, este foarte clar, dar școala are și contabil, are și secretar, care sunt altă categorie de personal. Și ei beneficiază și ei conform hotărârii acestei de guvern care aprobă normele metodologice. Deci trebuie completat obligatoriu. Da, dar în anexă, cum uitați acum, văd că scrie. Da. Personal, didactic și didactic. În anexă, eu mă refer că documentul de bază care îl aprobăm este hotărârea Consiliului Local. Deci acolo la hotărâre trebuie să mai apară și... Deci adăugăm această categorie de personal. Contravalarea călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar, ca să poată să existe baza legală și pentru secretară și pentru doamna contabilă de la școală, da? Deci asta este acolo, deci acolo de completat. De completat. A doua problemă. Eu am observat că în execuția bugetară, care am făcut-o noi, am văzut că oamenii ăștia au luat banii. Erau sumele trecute în execuția bugetară. Pe septembrie, octombrie, noiembrie, dacă greșesc, stăpâniți mai bine probleme de învățământ, că veniți din sistemul ăsta. Noi banii, când i-am analizat, erau trecuți în execuția bugetară. Deci oamenii au luat banii. Da. Dar nu venim acum să facem o legalitate după 5 luni cu hotărârea Consiliului Local. O facem la timp, lunar, în ședința ordinară. Nu este vina primăriei, este vina conducerii școlii, care trebuia lunar. Deci doamna directoare, doamna Lidia, doamna directoare trebuie să-și intre în mână. Face lunar către Consiliul Local cerere, iar noi la ședințele ordinare îi aprobăm conform cererii. Deci tot aspect de fond. Nu e o greșeală. Pentru că nu vin acum să pun în legalitate ce am făcut-o în septembrie. Octombrie, noiembrie, decembrie, că noi am scris în execuția bugetară că banii i-am dat, da? Deci asta este pentru doamna directoare a școlii. Da. Eu în momentul în care am constatat că la sfârșitul lunii decembrie la ședința ordinară nu se adusese și nu a apărut pe ordinea de zi decontarea navetei pentru lunile anterioare, septembrie, octombrie, noiembrie, inclusiv decembrie, m-am dus la școală, de aceea a venit în luna ianuarie și a depus. I-am spus, vezi că intră în obligația ta ca lunar să aduci la cunoștință spre aprobare în Consiliul Local sumele care au fost decontate cadrelor didactice și nedidactice, didactica auxiliară. Ca să mai câștigăm... Și de aceea, în luna ianuarie, au făcut. Pentru că punctul următor al ordinii de zi E aceeași mărie, dar reduit cu pălăria doar de pe 2017, că numai fiind cei 2 ani separați bugetar 2016, putem să gândim situația la global și acum când votăm și aprobăm, marcăm și proiectul următor, da? Și mai câștigăm un pic de la ce am... Proiectul am citit, dacă dumneavoastră sunteți de acord cu amândouă proiecte, cu aceeași votați, ca și cităm hotărârea. Deci, cu modificarea care este, cu ce a spus și doamna Popus, dăm drumul și de acum doamna directoare face la timp treburile lunare ca să le aprobăm la timpul oportun. Deci, supuneți spre aprobare proiectul de la punctul numărul 2 și proiectul de la numărul 3 privind decontarea cheltuielilor. Cine este pentru? Toată lumea. Deci, în unanimitate. Hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătorii prin mijloacele de transport ale personalului didactic și auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie și hotărâre pentru luna ianuarie 2017. Consiliul Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 27/2/2017, adresele numărul 1265 din 27/9/2016, numărul 1387 din 24/10/2016, numărul 1444 din 22/11/2016, numărul 1488 din 15/2/2016, a conducerii Școlii Gimnaziale Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău și înregistrate la Primăria Scorțeni și numărul 276-279 din 31/1/2017. Expunerea din motive numărul 1018 din 21/2/2017 a primarului Comunei Scorțeni, județul Bacău, avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolul 36, alineatul 6, litera punctul 1, articolul 45, punctul 1, raportat la articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale numărul 215/2001 cu modificări și completări ulterioare. Hotărăște. Se aprobă decontarea contravalorii călătorie pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Scorțeni pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2016 și luna ianuarie 2017. Prezentele hotărâri au fost dezbătute și supuse spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, din 27/2/2017 și se va comunica compartimentului financiar contabil primarul Comunei Scorțeni, Școlii Gimnaziale Scorțeni, instituții prefectului județul Bacău și adusă la cunoștință publică conform legii. Da, aceasta este hotărârea. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Acest punct 4 se numește proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIB, inițiator domnul primar. Așa, și dăm citire la expunerea de motive. Expunerea de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB. Prin adresa numărul 108 din 8/2/2017, înregistrată la Primăria Scorțeni cu numărul 759 din 9/2/2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB a solicitat aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației, motivat de prevederile OC-ul numărul 26200 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare, necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului, extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău. Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău-ADIB a propus în ședința de 2/2/2015 cotizația la patrimoniul Asociației după cum urmează. Pentru localitățile de rangul 3, cuprinse în proiecte, extindere și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 de lei. Slănic, Moldova, 3.000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 de lei. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnul consilier, să-l aprobați prin prezenta. Da. Dacă vrea cineva să ia cuvântul referitor la acest punct 4, acest proiect de hotărâre. Dacă nu, să vă explic... Domnul consilier Zamfirescu. Da. Păi nu, că chiar pe dumneavoastră voiam să vă întreb, domn primar. Da, domnul Zamfir. Băiatul ăsta, Miță Alexandru, parcă l-ați numit. Dar el ce funcție are el în organigramă? Are dispoziția primarului pentru achiziții publice și este agent fiscal. Deci el este împuternicit prin decizie. Din dispoziția primarului. Deci funcția lui de bază este agent fiscal. Și lucrează pe... proiecte de achiziții publice, de tot ce trebuie. Aha. Trebuie un omnibat. Bun. Da. E foarte important. Da. Deci cu decizii, cu dispoziții. Dispoziții, da? Da. Eu aici am observat o chestie care am subliniat-o. Da. Și cred că aici o să ne ajute și o să... Că e mai mult întrebarea mea, că sunt nedumerit, dacă aici o să ne ajute domnul Danilă, pentru că el este jurist. Pentru că OG26-le ăsta, de care se face referire în raportul de specialitate de pe 2000, ăsta se referă la organizații, fundații, de astea non-profit. Ori noi putem să intrăm în colaborare cu aceste fundații, dar noi nu asigurăm finanțare din buget, decât pe legea administrației publice locale. Eu cred că asociația ADIBU, cred că nu e o organizație de asta non-profit. Eu cred că este fundamentată, totuși, pe legea administrației publice, că altfel nu avem cum să dăm bani publici pentru o formă de asociere cu o organizație non-profit. Deci trebuie aici să ne lămuriți un pic. Și care e suma, de fapt? Că trebuie să deducem, că nu... Da. Adică e 1 milion sau 10 milioane. 100 de lei. 1 milion, da. Aceeași situație similară cu ADIBU, la nivel județean, acum de câțiva ani, nu știu, 5-6 ani, s-au înființat două asociații de dezvoltare intercomunitară. Una pe salubritate, care a implementat proiectul la nivel județean, și una pe apă și apă uzată. Statutul lor și obligația lor este ca, conform legislației, să implementeze aceste proiecte într-o anumită perioadă, pe care au gestionat-o și au împărțit-o în funcție de prioritățile și studiile care le-au făcut la nivel local, cu potențialul financiar al cetățenilor de a se branșa la apă și la apă uzată. Acesta a fost sistemul inițial. Noi, că scrie foarte bine, fiind o comună sub 3.000 de oameni, și, adică 3, la ultima categorie, și ne fiind prinși pentru investiții până în 2020, cotizația noastră este de 100 de lei pe an. Această situație perpetuează de vreo câțiva ani, deci nu este primul an când Comuna Scorțeni și Consiliul Local aprobă cotizația pentru această organizație. Deci, pe lângă noi fac parte aproape toate comunile din județ la asociația de acționari, la nivel județean, și este obligația noastră pentru a, conform unui contract statutului, să ne ducem cotizația la zi în fiecare an. Deci nu este primul an, este al 6-lea. Da, atunci referirea asta aici cu OG20 trebuie văzută. Da, domnul secretar a menționat. Deci eu cred că aici e vorba de legea 215 a administrației publice locale. Da. Dar chiar la articolul 1 unde spune că se înființează asociații intercomunitare în scopul promovării proiectelor de dezvoltare intercomunitare, nu știu ce. Deci astea cu OG26 ăsta, astea sunt societăți non-profit și nu știu dacă noi dăm bani comunitari la aceste societăți. Eu cred că, de fapt, adevărul aici e greșit ca formulare. Ca formulare. Nu ca existență a derulării acestor relații de colaborare în cadrul proiectului. Noi facem parte din această entitate. Exact. De membri, da. Da. Bun. Dacă sunt discuții, dacă nu punem la vot, deci e vorba de 100 de lei, care nu... Cine este pentru? Da. Unanimitate. Unanimitate de voturi. Trecem la punctul următor, punctul 5. Așa, o să-i dau citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, respectiv concesiunii, pășunii comunale, până la data de 31/12/2017 pentru cetățenii Comunei Scorțeni, deținători de animale. Aprobarea mandatului special pentru doamna Cobuz Lidia Elena, viceprimarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, pentru întrocmirea contractelor de închiriere, concesiune, pentru deținătorii de animale din Comuna Scorțeni, cu condiția asigurării de minim 0,3 unități vacă de hectar, nu știu, unități ce scrie, da. Și începerea demersurilor pentru întocmirea amenajamentului pastoral, pentru întreaga suprafață de islas comunal aferent Comunei Scorțeni, de către doamna Cobuz Lidia Elena, viceprimar Comuna Scorțeni. Inițiator, domnul primar. Citire, să vedem, avizele le avem, expunerea de motive, să o găsesc. Stai că aștept să nu spun Nicola, că ce dosar. Deci, la referat este avizul? Arată la domnul. Este avizul? Nu este avizul, nu? Da, mamă. Este? Da, nefavorabil la toți. Nefavorabil. Nefavorabil, da. Da, dar nu știu să discutăm. Da, da, da. Plen. Proiectul de hotărâri, să dau citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii concesiunii pășunii comunale până la data 31/12/2017 pentru cetățenii Comunei Scoțeni, deținători de animale, aprobarea mandatului special pentru doamna Cobuzide Elena, viceprimară în Comuna Scoțeni, pentru întocmirea contractelor de închiriere, concesiune sau concesiune pentru deținători de animale din Comuna Scoțeni, condiția asigurării de minim 0,3 unități pe hectar și începerea demersului pentru întocmirea amenajamentului pastoral pentru întreaga suprafață de islas comunală aferentă Comunei Scoțeni, pentru doamna Cobuzine Elena, viceprimarul Comunei Scoțeni. Primarul Comunei Scoțeni, George Bacău, având în vedere adresa numărul 1276 Apia, Centrul Județean Bacău și registrat la Primăria Scoțeni sub numărul 905 din 16/2/2017, raportul de specialitate numărul 911 din 16/2/2017, secretarul Comunei Scoțeni, expunerea de motive numărul 912 din 16/2/2017 a primarului Comunei Scoțeni, Ordonanța de urgență numărul 34 din 2013 privind organizarea și administrarea și exploatarea pajelor permanente cu modificările și completările ulterioare și legea numărul 16 din 29/2/2016, avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Scoțeni, temeiul prevede articolul 36, litera 2, litera C, articolul 4, litera C, articolul 5, litera A și B și articolul 45, 1, raportat la articolul 115, alineatul 1, litera din legea administrației publice locale numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea mandatului special pentru doamna Cobuzide, viceprimarul Comunei Scoțeni, pentru întocmirea contractului de închiriere concesiune pentru deținători de animale din Comuna Scoțeni, cu condiția asigurării de 0,3 unități măsură hectar. La articolul 2 se aprobă închirierea concesiunii slazului comunal sau închirierea până la data 31/12/2017 pentru cetățenii Comunei Scoțeni care dețin animale și începerea demersului pentru întocmirea amenajamentului pastoral pentru întreaga suprafață de islas comunal aferentă Comunei Scoțeni. Plata pentru închirierea unui hectar de pășune islas comunal se stabilește în sumă de, care o să stabilim aici la propunerea dumneavoastră, se va achita la caseria Primăriei Scoțeni. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Scoțeni, județul Bacău, din 27/2/2017 și adusă la cunoștință publică conform legii. Da. O să vă rog înscrieri la cuvânt, dacă cineva dorește să... Deci, doamna viceprimar Cobuz, doamna consilier Ceaușu, domnul Zamfirescu Mihăiță, domnul Zamfirescu Eugen, altcineva? Atât. Atunci dăm cuvântul doamnei viceprimar Cobuzine Elena. Pentru că apare numele meu și în expunerea de motive și în raportul de specialitate, am considerat normal și de bun simț să fiu cea care să și pun în discuție. Dumneavoastră a venit cu acest proiect de hotărâre, dar care nu se poate aproba pentru că nu sunt ordonator principal de credite. Nici măcar terțiar. 1. 2. Nu sunt de specialitate. Numai primarul are în subordinea lui aparatul propriu de specialitate. Este cel care întocmește toate documentele, face toate diligențele către orice instituție. Și este, aparatul de specialitate este cel care întocmește orice act. Să vă dau și eu răspuns. Deci nu este vorba de... Să termine, doamna. Da. Mandatarea unei persoane, unei alte persoane decât a primarului, și mai ales cum este aici. Deci... unde spune aprobarea închirierii concesiunii, aprobarea, păi aici ar fi trebuit 3 proiecte în cazul ăsta. Avem 3 aprobări la un proiect. Nu, aprobarea închirierii concesiunii, aprobarea mandatului și începerea demersurilor. În primul rând, deci eu nu știu cine a formulat. Aveam pretenții ca domnul secretar, care este de specialitate în cadrul primăriei, să nu facă o asemenea gafă. Da. Ca să întocmești Ca să întocmești un contract, trebuie să ai studii de specialitate. Da, și vă rămâneți acum. Deci este vorba de contractele în sine, le inițiază, conform legii, secretarul, deci el îl formulează, da? Și, deci, ca să acoperim cât mai repede pentru persoanele din comună, să le putem da teren ca să-și pască vacile, am considerat că este necesar un ajutor din partea dumneavoastră. Doamna inginer își va face treaba pe segmentul ei, deci numai pentru a facilita semnarea de către cetățeni a suprafeței care o vor primi conform proiectul. Deci o persoană desemnată să semneze doar și avizul îl pune domnul secretar, pentru că el nu poate să și întocmească și să avizeze. Și eu, ca primar, de ce am vrut să mă ajutați dumneavoastră? Acum, deci, inițial, în primăvară, acum, lunile astea, o să trebuiască să mă duc la București, joi, pentru să depun proiecte. O să trebuiască să mă duc la Iași pentru a fi. Și timpul fiind scurt, am crezut că ne putem ajuta reciproc ca să întocmim aceste documente. Despre asta au fost vorba. Să facem o diferență care este majoră. Ajutorul este una, o hotărâre este alta. Nu, dar Consiliul Local mandatează, noi, domnul secretar, întocmește un model de contract care se corespundă legislației și personalul... Nu apare așa ceva. Aparatul din subordinea primăriei, ce treabă are vicele-primar? Nicio treabă n-are vicele-primar. Așa puteam că m-a datat pe doamna Viorica, femeia de serviciu. Noi avem funcții de conducere, doamnă, totuși. Am spus așa. Deci avem funcții de conducere, nu putem să... Nici la o altă primărie și nici nicăieri un contract nu semnează un viceprimar decât în momentul în care acel primar este suspendat. Aprobări, este aprobări și inclusiv, auziți aici ce se formulează, și începerea demersurilor pentru întocmirea amenajamentului. Cum să mandatez un om să înceapă demersurile? Dar este omul de specialitate din cadrul primăriei care trebuie să facă. Omul de specialitate cu contract și nu poate să facă. Și nu ia bani? Ba da, dar nu ia atunci. Dom'le, face cineva în primăria asta muncă patriotică? Nu, atunci. Păi, e legea, dom'le, păi... Noi suntem frizeri de meserie. Nu? Eu nu știu. Deci, modalitatea asta, în primul rând, e formulare. Deci nu mai zic. Deci nu mai zic formularea. Da. Doamne ferește, în sfârșit, nu mai... O să dau cuvântul doamnei consilier Ceaușă. Da, eu am foarte multe neînțelesuri, ca să zic așa, privind acest proiect. În primul și în primul rând, ce înseamnă condiția asigurării de minim 0,3 UVM pe hectar? Unitate, vită matură. Bun. Am înțeles că aici scrie, se află circa 359 de hectare de izlaz. Circa ce înseamnă? Mai puține sau mai multe decât 359? Am înțeles că este o mare diferență de cam 40 de hectare. În ce constă asta? Domnul secretar acum și băiatul care i-a dat datele, o dat doar ce a făcut concesiunea la domnul Ilaș. Totalul de 396. Deci e ceva în plus, 396 de hectare. Așa. Deci au luat numai datele din contractul vechi. Și ce implică acest lucru pentru un om care are o vacă? Spre exemplu, eu am 2 vaci. Da. Sau 3. Așa. Aici scrie că suma asociației trecute care au plătit fiecare au fost de 123 de lei pe hectar. Deci dacă eu am 3 vaci anul acesta, eu plătesc și am 3 hectare, bănuiesc, nu? Un hectar și puțin de vacă. Deci un hectar și ceva de vacă, cam așa au fost media, în jur de un hectar. Eu plătesc 3 ori 123 anul acesta. Local. Și suma care a fost plătită înainte a fost cu contractul de concesiune, licitații care a fost domnul Ilaș. Noi nu suntem condiționați de această sumă. Dar am avut o menționat ca să avem la cine raporta un pic. Deci ca să vedem cam câți bani sunt strâns anterior de la asociații și să fim în echilibru. Dar totuși acum Consiliul Local, dacă se poate, și merge înainte cu acest proiect și stabilim o sumă pentru... Dar în acest... Deci fiecare om își va plăti în jur de 1 milion, punem, să zicem, pe hectar, pe vacă, pe cap de vacă. Dar mai trebuie bani pentru plătit pentru cel care pășunează, care face vacile. Da. Nu? Și ăla o să ceară cât îl duce capul. Astea toate, vedeți, dacă nu s-a făcut un raport, eu asta vreau să întreb. Nu, eu vreau să întreb. Aici, în Consiliul Local, noi trebuia să vină modelul de contract făcut. Să așa, că ajungem și acolo. Deci, eu vreau să întreb cât îl ajunge pe un om care are o vacă în ziua de astăzi, cât îl ajunge să plătească în general sau cât o să-l ajungă. Că ăștia care o să păzească vacile o să pună ca de obicei țiganii, o să ducă și așa, o să ceară fiecare cât o să-mi taie capul, la cât ajunge cheltuiala unui om pe o lună pentru o vacă. Asta este foarte important. Deci, vreau să vă spun. Nu este neapărat noi, pentru om, ca și omul vrea să-și iei subvenția, și dăm cu bani. Putem să dăm cu titlu gratuit, conform legii. Omul poate să-și pască vaca din comună, cum, oricum, fiind izlazul liber de sarcini. Dar este vorba din solicitări care au fost, ca omul să-și poată lua de la APEA suma care... Și asta înseamnă că primăria o să facă un contract pe primărie pentru pășuri. Că sigur aici asociația nu se mai face... Primăria să facă contract cu persoanele fizice. Până în 31 ianuarie, deci se va încheia 2017, pentru că la anul suntem condiționați cu amenajamentul pastoral. Acest amenajament pastoral se face în urma unui studiu pedologic, care e vreo 20.000, că este un singur institut la Bacău care așa, plus o societate care face studiile pe teren, în momentul în care vegetează, ia probe din teren. Ei, problema este că guvernul s-ar putea să dea, din ce știu, cam 90%, o ordonanță de urgență sau o hotărâre a guvernului, prin care va subvenționa instituțiile primăriei pentru acel amenajament pastoral. Dar anul ăsta, ca omul să-și ia subvenția, am făcut o adresă la APEA, cred că 3 săptămâni, prin care mi-au dat un răspuns că anul acesta nu sunt condiționați de amenajamentul pastoral. Dar trebuie, când se duce la APEA, cu un contract de închiriere. Persoana fizică trebuie să ducă cu un contract de închiriere pe suprafața care îi se cuvine, încheiat cu instituția, cu Consiliul Local, cu primăria. Că deci, așa. Dar dacă omul nu este obligat să ducă, oricum suntem obligați noi să dăm să pască, dar e vorba de subvenția. Ei, subvenția nu știu câte anul ăsta, că nu se știe, chiar nu se știe cât e. Nu știu dacă amortizează, adică se ia omul, deci oricum nu-și va plăti un văcar. Dar luând subvenția, se amortizează și cheltuiala din buzunarul omului. Deci ca să fie cât de cât sustenabil. Deci de asta, așa am gândit treaba. Dar rămâne la tine, dumneavoastră, cum gestionăm această situație. Oricum, data viitoare, domnul secretar, când vine cu contractul, modelul din contract și tot ce este, oricum, dumneavoastră știe, probabil, și perioada pe care se... Pe perioada din pășunat. Nu. Contractul pe ce perioadă se întocmește? Pentru că în legislația respectivă, pentru a putea da în închiriere sau concesionare islazul, trebuie să fie pe o anumită perioadă. Deci, atenție, pe de asta am zis că astea toate trebuie să le facă secretarul. Ce treabă are? Deci forma juridică o pune dâns în foaie. Ce treabă are? Și contractul până pe ce dată trebuie făcut de către cetățeni? Păi numai anul ăsta e valabil. Nu, dar luna acum, până în martie, aprilie... Cât mai repede se depune până la 31 cerere. Se hotărâm o dată, adică aproximativ, nu? Păi până o să-și facă treburile. Venim cu lecțiile nefăcute, știți cum e, ori rămâi repede. Oamenii trebuie să știe, domnule, trebuie să merg la primării care au bani și să vină la primării să vadă până pe data de, da. O să mai vină, că sunt la mine. Uite, eu n-am știut până acum, deci eu n-am știut. Problemul pentru informarea cetățenilor ar trebui să veniți cu o sumă cât primește pe subvenții, cât dă impozit pe teren, ca să omul să-și facă o idee, bă, atâta eu de acolo, atâta dau la primărie, atâta... Acum stabilim suma. Asta este o ședință separată. Este o altă hotărâre a Consiliului Local. Noi aici vorbim de organizarea din punct de vedere al celui, omul care va fi responsabil de această activitate, chiar în condițiile în care cineva din aparatul administrativ îl va ajuta. Dar nu, într-adevăr, am luat-o înaintea ta, îmi cer scuze. Dar eram și înscris la oră. Deci, chiar mă ridic în picioare. Deci, domnul primar, dumneavoastră, într-adevăr, potrivit legii, puteți să derogați anumite atribuțiuni către oameni din conducerea primăriei și din aparatul de specialitate. către viceprimar, către secretar, către alți funcționari, da? Dar atâta timp, dumneavoastră, cât nu vă ocupați de contracte, pentru că achizițiile și contractele nu sunt atributul dumneavoastră. Avem compartiment specializat în cadrul primăriei? Nu. Dar dumneavoastră, la punctul precedent, chiar de asta v-am și întrebat, ați spus că ați numit prin decizie pe Alexandru Niță, care răspunde de problema asta. În afară de faptul că el nu e de specialitate, dar prin decizie, este omul care acum intră în joc și dansează. Și dansează sub ordinea lui domnul Danilă, că el este juristul primăriei. Da. Doamna viceprimar Cobuz, dumneavoastră ați fost întrebată când s-a făcut această decizie? Nu. Această hotărâre? Deci, nu. Domn primar, să nu spuneți mie acum că domn Vasile Danilă a făcut acest proiect de hotărâre fără știrea noastră. Nu. Deci doamna nu este ordonator principal de credit, nu are aparat de specialitate mai mult decât atâta, nici n-ați discutat cu ea. Pentru că dacă discutați cu ea, doamna vă spunea de la început că, domnule, nu-i legal, nu-i corect și atunci noi, problema era foarte clară. Deci având prin decizii dumneavoastră pe băiatul ăsta care e tânăr, are piciorușe, aleargă, este isteț, sub conducerea juristului primăriei va rezolva această problemă. Și o supunem la vot și vă și salvăm de ea. Adică asta e soluția. Da? În afară de asta, domn Vasile Danilă, eu n-am văzut în nicio lege a administrației publice locale expresia mandat special. Dacă dumneavoastră mi-o arătați, eu o mănânc și vin la dumneavoastră după aia. Deci, asta e problema. Sunt formulări, doamnă consilier, sunt formulări care și eu la rândul meu le-am luat din alte hotărâri. Așa cum vine hotărâri... Dar haideți să ne referim la legislație, nu la... să preluăm din... Pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt hotărâri care vin tabu. De la DIP, de la FIR, de la nu știu ce. Dacă noi le-am schimbat sensul, nu mai au canalul de plecare. Deci, ca atare, noi sunt pus în situația în care să mă consum. Măi, bun așa, nu-i bun așa. Ca atare, dumneavoastră... E foarte bine, la început a spus bine. Trebuia să vă consultați, în primul rând, cu domnul primar și cu domnul primar de la început. Și nu mai ajungeam la chestiunile astea, să discutăm degeaba aici, pentru că noi la comisie am dat aviz negativ din formă, din legalitate, din altă problemă. Dar soluția care se scoate situația asta la liman, asta este. Dumneavoastră aveți un om care l-ați prin decizii împuterniciri. Într-adevăr, omul nu este jurist. Dar are aici un om cu experiență, juristul primăriei, și sub coordonarea dânsului, adică amândoi, vor face această problemă. Și noi, Consiliul Local, vom fi de acord în totalitate cu ea. Da. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului Căiță, dacă ești cu și domnul consilier. Da, s-au discutat foarte multe, nu știu, referitor la hectarele care sunt atribuite către fiecare animal în parte. S-a făcut un calcul la nivel de comună câte animale sunt, ca dumneavoastră să poveniți cu numărul de hectare atribuit pe capul de animal. Sunt cărți funciare. Dar, da. Cărțile sunt. Dar dumneavoastră ați făcut ca să poată cuprinde toate animalele din comună? Deci, hectarele care sunt disponibile la noi în comună? Vă dau și un răspuns. Da. Domnul consilier. Deci noi oricum nu mai putem întinde joanul care îl avem. Deci el îi cât foaia asta... Îl împărțim dacă... Îl împărțim, da. Dacă îl împărțim mai mult decât spune legea și la mai multe animale, nu-și mai are nimeni subiecte. Deci noi suntem obligați, dacă ajungem ca să facem contracte, ulterior, săptămâna asta, cealaltă, pentru oameni și chemăm să le facem contracte pentru așa, conform suprafeții de teren. Opțiunea este, că voi explica-o și doamna ingineră dumneavoastră în ședința trecută, să mergem pe vechile cirezi, care sunt organizate cu cetățenii din sate, să știu foarte bine, cu suprafața aferentă conform animalelor, diferența de teren care rămâne în afară de cirezi, că mai sunt cerești pentru ovine, trebuie de comun acord și cu ei, că nu poți să-i dai numai la unul. Trebuie să le dai la toți și își ia subvenția, dacă, îți vă dau un exemplu, un an 200 de oi, dar revine o anumită suprafață mai mică. El automat trebuie să facă cerere pentru 52 ca să-mi cadeze suprafața aia, ca să-și ia ceva bani. Deci dacă declară toate animalele, nu mai nimic. Dar pe cap de bovină dumneavoastră ați făcut încărcătura maximă, nu? Deci este suprafața maximă din teren, nu? Nu, este luat din ce-o avut... Aici minim 0,3, iar înseamnă cam 3 hectare pe vacă, după minim. Da. 0,3 unități vacă pe hectar. Deci 0,3 unități vacă pe hectar. Deci o vacă la 3 hectare, așa ar veni. Aici. Deci ar veni la 3 hectare și ceva. E 0,3 unități vacă, nu o vacă la hectare. Deci 3 hectare și 33. Poate scria, dar aici scrie 0,3 unități vacă matură pe... Deci asta înseamnă, în traducere, 3,33 hectare pe vacă. Minimul, ca să poți să iei un hectare, și mă mers și domnul, din ce știu eu, domnul Ilaș, o mers cu 1,7. Au mers pe fiecare pășune cu încărcătură. Este o situație la doamna ingineră în tabelă. De aceea trebuie aparatul de specialitate a primarului. Da. Viciului primar nu o să poată da niciodată. Am înțeles, doamna, nu e o problemă. Ajutăm toți. Pentru că e stufoasă treaba. Sunt atâția oameni și femei să digadăm și într-un termen. Și oamenii trebuie să știe de la bun început. Și de la doamna inginer. Dom'le, ai o vacă, ai 70 de ani sau știu... Ai două vaci, atâta. Și omul își face socoteala. Să înscrie, nu se înscrie, îi place, nu-i place. Clar, trebuie anunțat. Deci proiectul ăsta trebuie revizuit complet. Trebuie revizuit și văzut care este. Am avut clar exact de la medicul veterinar ce număr de animale avem pe raza comunii să putem împărți fiecare persoană și cu bovinii și cu ovinii ca fiecare totuși să fie plătitori în comuna noastră. Deci nu putem să dăm deoparte că sunt ovinii, că sunt ovinii. Că nu avem de unde să le mai dăm. Din discuțiile cu oamenii prima oară ar trebui deci discuțiile și dumneavoastră. Trebuie să asiguri agricultura de subsistență. Bineînțeles. Are loc. Avem suficiente slași. Dar nu problemă. Deci la ovine cred că ne ducem, deci din cele de ovine ce am văzut acolo, cred că sunt de 800 de ovine pe... Sunt, dar vacile au scăzut. Și de asta, nu o dăresc. Noi împreună. Dacă considerăm că... Și zic că ar fi logic să meargă pe cirezile vechi și diferența, să dăm și la caprini, la ovine. Da, dar omul trebuie o să fie și standardele mulțumite și dreapta. Din comun acolo și cu oamenii trebuie să le mai explicăm. Pentru că prima oară, deci, tante Ileana, dacă are o vacă, deci o are pentru ca să mănânci și un chel de lapte și o bucată de brânză. Exact, și ea trebuie să știe exact unde îmi revine jumătate de hectar. Nu, încărcătura minimă e de 1,1 la vaci. Și la oi îți câte pe hectar? Nu, am zis așa, modic. Aia e jos situația la domnul inginer. Iar data viitoare veniți cu proiectul de hotărâri privind și stabilirea taxei. Și abia în Consiliul Local vom stabili dacă luăm ceva sau nu. Aici domnul secretar trebuie să se documenteze, să ne spună forma minimă de închiriere este pe o perioadă de... Am impresia că e de 5 ani, dacă nu mai... Nu se poate, doamna Vicie, nu se poate, pentru că suntem condiționați din 2018 cu amenajament. Deci nu vorbim din unitate absolută. Da, da, în contract acolo jos se poate specifica la ce îndatoriri îmi iau eu ca UATF, da? Îmi asum răspunderea ca începând cu 1 ianuarie... Dar am specificat. Nu, nu, în contractul din închirierii mă refeream. Da, da. Deci în contractul la anul... Deci contractul se face pe 5 ani, cu clauză că începând cu anul 2001, ianuarie 2018, își asumă UATS Corțeni că va avea și amenajament pastoral. Deci contractul nu putem să-l facem până la 31 decembrie. Este... Nu știu. Dumneavoastră veți vedea la... Trebuie văzut și legea studiază și văzut și datoriile omului care sunt scrii în asociații. Dom'le, trebuie să plătesc atâta, trebuie să am obligația asta, nu? Trebuie 3 proiecte de hotărâri. Deci asta rămâne cum rămâne. Haideți să vă citesc un pic de adresa de la APIA, da? Către venit în 2015, în urma adresii făcute de mine la APIA. La adresa dumneavoastră cu numărul cu tare, înaintăm Centrului Județean Apia Bacău și înaintată, așa, vă comunicăm următoare. Subvențiile se acordă în conformitate cu OUG 3/2015 privind schemele de plată care se acordă începând cu 2015, respectiv Ordinul 619/2015 privind normele de aplicare a OUG 3/2015. Conform prevederilor articolul 7 din OUG 3/2015 actualizate, subvenția pentru izlazul comunal se poate acorda și persoanelor figene înscrise în asociație dacă acestea dovedesc utilizarea terenului prin contract de închiriere sau concesiune și cu condiția asigurării de minimum 0,3 unități conform legii pe hectare. conform OUG 15/2015 privind organizarea și administrarea pajilor permanente aprobate prin legea 16/2016, amenajamentul pastoral este obligatoriu din 2018. Deci, în acest an trebuie să începeți demersurile în acest sens, dar fermierii pot depune cereri în acest an și fără acest amenajament. Deci trebuie contractul de închiriere. Articolul 10. În vederea accesării fondurilor europene aferente, cât fondul european plăților de pe suprafață, utilizatorii de paji, persoane fizice și juridice, în calitate de proprietari și sau deținători legali la dreptul de utilizare al terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura o dată pe an a vegetației, începând cu anul 2018, este obligatoriu aplicarea amenajamentului pastoral. Vă trimitem anexat, am și OUG-ul conform. Da, da, ce a citit dumneavoastră de acolo nu ne impune că trebuie să facem contractul până la 31 decembrie. Păi, obligatoriu amenajamentul. Da, dar nu. Acolo ne spune până la ce dată trebuie să se facă amenajamentul. Vedeți că în ordonanța de urgență dată de guvern este și specificată perioada minimă pe care se poate face un contract de închiriere. Nu puteți să faci un contract de închiriere pentru 8 luni sau 6 luni. Dar, vedeți un pic acolo. Dar pe lege, dacă e așa cum spune dumneavoastră și... Vă spun eu, este durata minimă de încheiere a unui contract de închiriere. Este durata minimă, dar dacă noi nu apucăm să facem amenajamentul... Durata minimă noi nu putem să o diminuăm noi de la sine puterii. Dar de ce să nu ar trebui să facă amenajamentul? Este un an de zile până în 2007. Să plătești bani de la guvern? Nu cred că ceva... Dacă vin bani de la guvern, fără luat și poate, doamne iartă-mă. Eu nu văd să ne interpretăm. Dar dacă părerea, nu știu, cât sunteți dispus să... Dumneavoastră vreți să ne dați cu titlu gratuit, că suntem singura comună care facem demersul. Deci celelalte comune din jur, nu s-au apucat de treaba asta. Deci m-am dus peste tot. Deci nu riscă. Secretarul nu-și pune avizul de legalitate pe contractul de închiriere. Ia că vreau să vă spun așa, acum că nu vă iau. Deci, problema asta, pentru comunitatea noastră și pentru liniștea socială, este foarte importantă. Ia că eu îi văd, am preluat un pic de ce a spus Mihăiță, ia că eu îi văd necesitatea să o facem ca o problemă în care să discutăm, presa nu o să fie într-o ședință extraordinară, dar să le punem toate la punct. De la început până la final, cu toate mărunțișurile care le-a spus Mihăiță, care le-a spus Lidia. Deci toate, pentru că este o problemă foarte importantă și comunitatea vrea să o vadă transparentă și pusă la punct în ajutorul cetățenilor. Că într-o ședință din asta la altă, în care avem foarte multe probleme, iar cred că nu avem timpul necesar să o facem, pentru că sunt multe fisuri între alea. Începând de la organizare, cine se ocupă, prin decizie, nu știu ce. Nu cum s-a făcut acum un pic smuls, o punem pe ăla sau ăla. Nu. Cu toate etapele. Poate gândi cineva din aparatul administrativ un algoritm, un checklist de la cap la coadă ca această activitate. Păi vă spun eu, cu doamna viceprimar, cu secretarul primăriei, cu ceilalți oameni, cu inginera, cu Doina, puneți lucrurile un pic la punct, facem o ședință extraordinară, dar numai cu problema asta. Pentru că este într-adevăr o problemă foarte importantă. Cu bătaie lungă. Da, păi, atunci, dacă nu se supunea la vot. Ce să supunem? Nu există nimic. Dacă din proiectul ăsta de hotărâri nu dispuneați toate pe același proiect, numai separați, putem hotărâi ceva, dar nu se poate hotărâi că sunt foarte multe grămadă. Nu hotărăști împotrivă, știi, cam așa. Referitor la hectarele, a zis că acum, la momentul actual, sunt 390 de hectare. Așa a zis domnul primar, nu? Da. Astea 30 și ceva de hectare, de unde au apărut? Din ce cauză? Au fost, dar n-au fost licitate de fosta asociație în domnului. Pentru că în contractul domnului 359... Sunt locații cu suprafețe mai mici, ca nu le-au luat domnului. Și este supăzul la Florești un segment, este în, cum îi spune, la parc, sus acolo un segment, ce nu știu eu. Mai sunt de toate, dar nu le-a licitat numai blocul fizici mai mari. Oricum, noi vom ajuta pe toți deținătorii de animale și cred că niciunul dintre consilieri nu o să fie de acord să percepi o taxă pentru pășunea pe care o folosești. Că până la urmă intră în obligație și domnul secretar trebuie să specifice în contractul de închiriere că intră în obligația celui care va face contract de închiriere să-și curățe, să-și întrețină pajiștea. Păi altfel nu și trebuie luate și niște măsuri, sigur o să facă. Asta e problema lui. El își asumă și el ca deținător de animal. Dacă el își asumă... O întrebare, ca propunerii pentru viitoarea formulare. Ați fi de acord, dumneavoastră, Consiliul Local, cu acordarea cu titlu gratuit? Să știu ce formulez în următoarele discuții. Dacă o fi, să spunem, că legislația se va modifica, noi la contractul de închiriere, în fel, să punem un act adițional în care specificăm, nu știu ce modificare să mergem cu titlu gratuit. Da? Deci, domnul... Deci, în primul an, e bine. Așa. Până ne mai... După aia, intervenim cu acte adiționale. Orice hârtie costă bani. Și noi nu avem la bugetul local agenți economici care să ne susțină financiar. Și atunci măcar hârtia care o folosim în primul an. O sumă modică. Dacă o scoatem în anii care vin. În primul an mergem... Deci eu așa zic. E ca un experiment. Până și vedem cum decurge anul ăsta și cu oamenii cum se înțeleg între ei. Acum așa alte categorii de animale. Sunt foarte multe lucruri care acum nici nu le vedem. O să apară în parcurs. Pe parcurs. Deci dacă am epuizat... Să fie și din partea lor obligații. Și dacă nu-și face izlazul și n-are grijă de... Nu, dar obligă legea, doamna Narcisa. Obliga pe nu-și bea subvenția. Pentru că domnul care... Persoana fizică care se duce la APIA să depună documentația, în schimb primește un ortofotoplan, o mini-hartă, cu zona pe care trebuie să o cureți. Că el și-o face singur, că o face la comun cu ceilalți cetățeni care țin animale pe aceeași păsune, este problema lor. Dar este obligat pe lege, că dacă vine un cad la un control, dă toți banii înapoi. Și dă retroactivă. Domnul primar, haideți să punctăm în final, măcar să avem ca viziune ce avem de făcut. Eu v-am prezentat un punct de vedere vis-a-vis de cine trebuie să se ocupe de treaba asta. Vreau să văd dacă colegii consilieri o agrează, o și votăm, chiar dacă noi am avut altceva pe ordinea de zi, deci, nu pierdem timpul. Zic așa, punctul meu de vedere și vă cer părerea. Formăm o echipă mixtă din secretar Niță și doamna ingineră pe probleme tehnice, încheie toată documentația și la unul semnez eu. Trebuie să dăm o hotărâre, domnul primar. Deci, vă propun, dacă facem o extraordinară, dar intrăm în pe tot subiectul ăsta, cap-coadă, să începem această ședință cu această hotărâre prin care puternicim, prin votul Consiliului Local, oamenii care se fac treaba asta. Așa, domnul secretar, stabilim și cu dumneavoastră împreună. Săptămâna asta sunt plecat la București și știți dumneavoastră, despre ce vorba cu proiectele, dar aparatul specializat poate să lucreze. Ședința de Consiliul Local, zic joia viitoare, o extraordinară, pe acest subiect la ora 8:30 dimineața. Săptămâna care vine. Dar nu ajung ca 2 martie, nu știu, nu stricăm ziua la doamnă. Că joi nu ca 2 martie. Nu, e 40 de sfinții, bine. Deci. E bine la parte. E bine? Și... Vreau să ne intre clar în... O să discutăm acum la interpelări și la durări. Deci asta nu exonerează ședința ordinară care trebuie să o facem cu probleme cotidiene ale comunității. Asta are un aspect mai delicat. Este purtarea unei discuții mult mai ample, mai în detalii și putem să facem o ședință numai cu asta. Dar celelalte probleme, haideți să intrăm în normalitate cu ședințe. Pe ordinare, de acum în fiecare lună, normal, cum... La finalul lunii o facem, în ultima zi, în penultima zi, în funcție de puterea fiecăruia. O să vină și bugetul, o să purtăm discuții separate și pe proiecția bugetară care o aduc și la cunoștință. Poate lucrăm împreună mai bine, să vedem în funcție de sumele care ni se alocă. O să mai discutăm, poate chiar tot atunci o să discutăm. Haideți să trecem la... Trecem la punctul 6 pe ordinea de zi. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor local. Înscrieri... Eu am niște întrebări. Tot domnului primar o să-i le pun, când mi-e drag. Așa. Altcineva, domnul Ondu, domnul consilier Ondu. Adrian. Domnul Damferescu Mihăiță. Doamna Gildeman Buș. Dacă mai este cineva? O să mă trec și eu. Așa. Eu nu cuvântul domnului Damferescu. Dăm cuvântul domnului Dan Ferescu, domnului consilier Dan Ferescu, eu chiar mi le-am notat astea, pentru că sunt câteva, 5, nu mai multe. Și prima problemă care vreau să o pun în discuție, care n-am uitat-o și cred că n-a uitat-o nimeni, este temenul de la Grigore. Încă pe acest obiectiv vom mai avea discuții, va mai curge încă cerneală și transpirații până ne clarificăm cu adevărul despre acest proiect. Iar acum vreau să-mi spuneți dumneavoastră acum ce ați avut în vedere, că până la urmă v-am fost de acord și ați văzut cu 13 voturi, v-am prelungit de la 22 martie până la 22 august scrisoarea de garanție. Da, eu acum am stat și m-am gândit și am mai discutat și noi în comisia în comisia 1. De ce ați făcut-o? Că mie îmi scapă și la ceilalți poate le scapă, pentru că dumneavoastră de la jumatea lui februarie până la sfârșitul lui martie chiar aveați timp să depuneți documentația toată, ca să obținem cât mai repede și decontarea de la AFIR. Să vă lămuresc. Deci, legislația în vigoare și contractul care l-am avut cu AFIR-ul expirase de la data de 22 decembrie. Am avut o prelungire de la comunicare de pe 28, 15 zile lucrătoare în care se depun documentația la Iași. Când m-am dus cu documentația la Iași cu firma de consultanță la AFIR, mi s-a verificat dosarul și în acel dosar era lipsă o asigurare a lucrărilor pe timpul execuției lucrărilor. Fără acest document nu am putut să depun cererea de plată, am și răspunsul de la AFIR scris pentru că e neconform și am cerut un termen și l-am cerut mai lung, că nu știu ce să mai ivește pe timpul ăsta, ca să pot să depun. Am obținut și acel document de la ulterior, de la firma de execuții. Scrisoarea de garanții se prelungește, s-au demarat pașii și pentru această problemă, ca să am timp să depun documentația la AFIR, să ne primim banii înapoi. Pentru această motivă trebuie să prelungim un pic, ca să fie un termen. Domnul primar, da. Cu tot respectul, da. Pe mine ce obțin mă coafați. Aveți un colectiv de oameni care este înglobat în acest proiect și care muncesc pe documentații specifice proiectului și obțin clase de salarizare în baza acestui. Asta e rău. Deci dumneavoastră veniți acum și îmi spuneți și ne spuneți nouă că vă lipsi nu știu ce hârtii. Băi, aici au atâția oameni care au luat bani suplimentari luni și luni. S-au omis și de către firma de consultanță. Deci nu trebuia omis nimic. Deci cu proiectul la Grigore nu trebuia să avem nicio problemă. Dar acum tot mi-am adus aminte de acele cheltuieli neprevăzute. Și am văzut aici în ciornă, după atâtea discuții și contradicții, pentru că eu încă n-am aflat adevărul și aștept ca unul specializat să vină cu adevărul. Dumneavoastră ați venit cu adresa aia către parchet, da? Ați trimis-o până la urmă? Vreau să o văd și o înregistrată că ați trimis-o. Aia care ne-ați arătat-o acum 2 săptămâni. N-am trimis-o. N-am trimis-o. Urmează o duce. Domnul primar. Chiar am omis că am fost ocupat. Eu acum ce să vă spun dumneavoastră? Eu, consilierul Dan Ferescu. Că ceea ce am spus eu până acum, susțiciunile mele încep să vadă ea? Eu v-am răspuns și urmează ulterior, domnul primar, să facem de mers. Am răspuns și alt punct. Fac și o altă întrebare. Bun. În iulie anul trecut, v-am solicitat și verbal, dar v-am făcut și o adresă scrisă. Și am spus, domnule, în 2-3 luni de zile de la trecerea în mandat, cu un nou Consiliu Local, haideți să vedem și noi un punct zero de care spunea Sândelă în locuțiunea lui de la o ședință anterioară, chiar mi-a plăcut. Un punct zero pentru Comuna Scorțeni, de plecare, dumneavoastră ca primar și noi, în calitate de consilier al Consiliului Local Scorțeni. Asta presupunea acea inventariere, la timpul respectiv, ca și dumneavoastră ca primar, să vedeți cu ce zestre plecați la drum, în comunitatea asta. Care să veniți cu un material, la final, după o inventariere, pentru o comisie numită de dumneavoastră, pentru o dispoziție, care făcea lumină asupra Comunei Scorțeni, asupra patrimoniului, asupra stării economico-financiare, deci v-am cerut-o în scris. Nici acum nu mi-ați răspuns la ea. N-ați făcut-o. Dar legea totuși vă obliga ca la 31 a 12 2016 și în fiecare an până la 31 a 12 să faceți inventarierea patrimoniului. Este legea... Da, este lege. Este lege, da? Ați făcut măcar asta prevăzută de lege? Vă aduc eu, am uitat să... Stați doar cum ar că se lucrează. Asta este inventarierea la 31 a 12. Noi lucrăm la 1 martie la ea. Doamna vicepreședinte, ajung, când ajung la mine, sau vreți acum să... Că asta aveam și eu pe ordinea mea prioritară. Păi dumneavoastră sunteți la... Nu. La... Sunteți președinte Comisiei de Inventariere? Da, da, tocmai. De asta vreau să aduc precizări. Deci ați fost numită prin dispoziție, da? Când? Dacă nu suntem discret. Deci dispoziția este dată pe 4/1-a. Mi-a fost comunicate documentele la sfârșitul lunii ianuarie. În schimb, am solicitat, știți că la orice instituție, orice s-ar demara, trebuie să existe o procedură operațională. Adică nu putem să facem nimic pe niciun compartiment dacă nu ai procedura operațională. Știți, când se sună la 112 da. Și în funcție de gravitatea, ca aici, gravitatea cazului, se cod roșu, albastru, verde, alb sau negru. Să dăm decedat. La nivelul ATS Corțeni am cerut să mi se dea acea procedură operațională pentru că noi, ca și comisie, trebuie să respectăm acei pași din procedură. Cine mai face parte din comisie? Vă dau dispoziția asta pe aici. Pentru că, la rândul nostru, cei care facem parte din comisie, nu putem să întocmim niște procese verbale și să facem. Gestionarul trebuie să predea comisiei de inventariere. Se face proces verbal de instruire a comisiei. Deci toți pașii aceștia sunt stabiliți în procedura operațională. Am întrebat, nu se știe. Eu tocmai astăzi, că mai e pe dispoziție, spune până pe 28 februarie. Deci astăzi și mâine. În care dispoziție, doamna? În dispoziția primarului? Da. Dar n-ați știți ce spune legea contabilității? Până la 31 decembrie, știu asta. Deci și vorbim mai atunci. Păi da, dar dacă procedura, în procedură se specifică. Exact. Deci legea contabilității, legea 82 din 91, upgradată cu ordinele Ministerului de Finanțe în 2009, în 2013, este foarte clară. Cu inventarierea patrimoniului la fiecare an la 31 a 12-a, prezentarea dării de seamă cu diferențele între scriptic și faptic. Și Dumnezeu vorbim, inventăm legile. Păi primarul trebuia să vă dea dispoziția asta, dacă v-a numit, din decembrie trebuia să o facem. Dar nu e acum o problemă că a dat în ianuarie. Problema este că nu avem acea procedură. Știți care e problema? Eu vreau să fac după urechi sau nu. Dumneavoastră luați asta și scoateți de la contabilitate listele de inventariere. Așa. Și cu comisia faceți treaba asta, că eu chiar am încredere că o să o faceți ca lumea. Problema este că eu neavând o procedură, eu pot să omit un pas. Doamnă, luați legea, faceți instructajul comisiei, faceți terenul, faceți lucrurile astea, pentru că... Comisia nu poate să-și asume, chiar dacă eu sunt președinte, eu nu pot să... Doamna Comus, dumneavoastră la urmă, cu comisia care semnați această dare de seamă, care de fapt ce cuprinde? Toate concluziile dumneavoastră, între scriptiv și faptic. Da? Că-s bune, că nu-s bune, că stăm foarte bine, că nu stăm bine. Dumneavoastră trebuie să le faci. Da, că eu chiar am încredere în dumneavoastră că o să o faceți ca lumea. Eu știu, dar mai... Că dacă nu o faceți ca lumea, să știți că vă riscați. Păi problema este că la rândul meu, ca să pot să o fac corect, și asta e și interesul meu, să știi, băi, am un telefon sau două. Exact. Am o ceașcă sau așa. Atât. Ei, problema este că ei trebuia să mi se predea, nouă ca și comis, trebuia să ni se predea de către gestionar, știți cum e, cu... Da, contabilitatea pune la dispoziție că evidența patrimoniului este la contabilitate. Da, dar cine a răspuns de bunurile acelea? La asta m-am referit. Deci, contabilitatea. Deci, contabilul pune la dispoziție, la începutul perioadei de inventariere, listele de inventar comisiei. Din comisie nu fac auditorii parte și nu fac gestionarii locurilor. Da, știu. Deci nu fac parte. Da, ei sunt cei verificați. Da. Dumneavoastră, cu listele de inventariere, cu comisia împărți, faceți o convocare și treceți la treabă cu treaba asta. Că vrem să vedem și noi ceea ce nu ne prezintă domn primar de 8 luni de zile. Patrimoniul Comunei Scorțeni. În obiecte de inventar, fixe, imobile, plus situația economică, financiară a comunei. Că acum v-am lăsat pe dumneavoastră, acum am lăsat să-mi termin ideea. Mie mi s-au predat listele de inventar. Listele de inventar nu corespund realității. Vai de mine ce spuneți. Ei, în momentul mi-a predat lista, dar bunurile nu mi le-au predat nimeni, ca să știu cine răspuns din masa asta. Dacă aveți lista de inventar, acolo este scripticul. Dumneavoastră constatați cu comisia fapticul. Și dacă nu înscriți acolo, nu este. Și când să avem finalul în Consiliul Local, o să stabilim de ce nu este, unde este, dacă mai este. Și cine au răspuns de locul respectiv. Deci Lidia zice că nu știe cine au răspuns de ele. Ba nu, doar, nu e așa. Nu-i greu asta. Dumneavoastră stabiliți care sunt problemele. Și pe urmă veniți cu ele aici cu toții. Și o să stabilim că avem aici fostul primar și știe, avem aici noul primar și știe, și noastră nu o să spuneți la locul de muncă respectiv n-am găsit sapa. Și o să spună, păi, unde a fost sapa asta? Păi a fost în magazin, la gestionarul Vasilică. Băi, Vasilică, ia vin încoa, unii sapa, ia acasă, a doua încoa, ce bă, câte urechezi. Da. Vedeți că, de vreau să vezi, dacă era procedura operațională, acolo era specificat exact. Domn primar, haideți să o încheiem. Deci trebuia la începutul perioadei, potrivit legii, un instructaj al comisiei care a stabilit-o prin decizie. Conform legii contabilității, conform ordinilor Ministerului de Finanțe, care au completat anual chestiile astea, nu era o problemă grea. Noi suntem la 1 martie, domn primar. Noi nu am făcut nici inventarierea materială a patrimoniului. Și nu am făcut-o nici la trecerea în nou mandat. Iar treaba asta va aparține ca obligație. Dumneavoastră ați predat, ați preluat primăria, cum vă spuneam o dată în glumă, ați preluat primăria pe peronul autogării Scorțeni de la Mircea. Nu. Păi nu. Ați spus că ați făcut. În procedura operațională, tocmai asta se și specifică, că dacă ne uităm pe internet și la alte primării, toate au o procedură operațională, în care, în procedură se și spune că la predarea mandatului, fie de primar, fie de viceprimar, dacă îmi vorbim... Dar nu, doamnă, doar nu-i logic. Am predat, am primit. Comisia semnează. Și în procedură, și nu numai procedura pentru inventariere. La orice altceva trebuie să existe procedură. Deci pe orice compartiment trebuie să existe acea procedură. Fostul OMFP 945 s-a modificat, nu știu cum, în 2015 sau în 2016, sub un alt tip. Deci suntem în întârziere la problema asta, scoteți-o la capăt, veniți cu darea de seamă în Consiliul Local. Că în primul rând trebuie să știm noi consilierii care este patrimoniul adevărat al Comunei Scorțeni și dacă sunt probleme. Și noi fiind aleși cetățenilor la comune, ducem și noi, te întreabă omul. Băi, voi ați venit aici de 8 luni de zile, de un an, mâine, poimâine. Care-i treaba cu noi pe aici? Și atunci aveți noi o imagine. Asta înseamnă transparență, domn primar. Iarăși ce s-a omis. Dar vedeți că dacă mai aveți întrebări. Scuzați. Da. Mai am ceva, dar acum... Dacă nu... care am observat-o și o să vedeți că am și făcut, am inițiat în Comisia ONU niște demersuri cu niște proiecte, pentru următoarea ședință din martie, în atât de urgență. Vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul secretar Danile, dacă în perioada menționată în lege ați făcut evaluarea personalului, și nu vă întreb degeaba, pentru că și dumneavoastră aveți atribuții, dar secretarul primăriei. Pentru că eu am constatat că n-ați făcut-o. Și cred că n-ați făcut-o. Asta am constatat eu. Deci asta se face de la 1 la 31 ianuarie. De ce? Pentru că nu mi-e rușine să spun că am văzut vreo 2 care bat berbunca pe aici. Da? Nu știu, nu vin eu, că nu mă bag eu în atributul actului din asta administrativ. Dar am observat că bat berbunca. Și la un moment dat, o să vă cer în Consiliul Local să vedem care este autoevaluarea lor și evaluarea lor din punct de vedere al atribuțiilor profesionale. Dar până a cere cont unui personal contractual, haideți să intrăm în legalitate și cu funcționarii publici, cu cu toate regulile care le așa, că ne cam confruntăm cu probleme de administrație, de documentație și nu de acum, de atâtea luni de zile. De aceea am solicitat și nu este... N-am nicio jenă să spun. Așa. Deci o rezolvăm cu asta. Rezolvăm și celelalte probleme care stau și secretarul nu știu ce și o să ne fie mai bine. Da, dacă vrem transparență. Da. Dar dacă vom face tot așa, eu cu primarul fac un proiect de hotărâre și nu spun viceprimarului nimic, nu-i bine. Nu-i bine. Deci asta înseamnă că hai să ne facem și noi lucrurile, că nu vine nimeni cu sabia de acasă. Dar dacă le continuăm așa, nu va fi bine. Vă spun sincer. Vă spun sincer că nu va fi bine. Și eu voi avea aceeași atitudine permanentă. Da. Completare. Inclusiv pentru evaluarea persoanelor contractuale sau funcționar public trebuie să existe procedură operațională. În procedură acolo se specifică exact cine evaluează, până la ce dată, cum se înaintează procesul verbal, cine aprobă raportul de evaluare întocmit de către persoană, autoevaluarea. Că eu nu știu exact, în funcție de fișa postului. Iar toate acestea, aceeași poveste, în procedura operațională. Toate. Organizarea unui concurs, aceeași poveste. Trebuie să existe procedură operațională, clar, unde se specifică exact cine depune condițiile specifice, cine aprobă acele, din partea cărui compartiment vine acea propunere. Toate sunt puse în procedura operațională. Da, nu știu, ce să zic. Mai am una și am terminat definitiv. Ultima, care este o problemă, e mai veche, are o anumită chestiune de sensibilitate, care poate fi apreciată de unii, dezapreciată de alții. Dar să știți, domn primar, că noi am venit aici de câte ori ne-a schemat. De câte ori ne-a schemat. Și veneam și noaptea, să știți. Dar faptul că ați uzitat de ședințe de îndată și de ședințe extraordinare, a fost corect. Pentru că noi la început, neavând o experiență administrativă, ne-am dat seama acum, și am auzit de la colegii care au început să pună întrebări, că de fapt noi am venit aici pentru că alea nu se plătesc. Da? Decât una, două, maxim ședințe. Și aș fi vrut să vă întreb acum, aveți o imagine reală? Că eu am auzit astăzi dimineață că ne luați bani înapoi. Pentru nu știu câți ne-ați dat. Dar nu-i corect. Că să știți că n-am greșit nici eu, nici Lidia, nici Narcisa. Da. Și nici Mircea. Și deci că o instabilitate în a lua decizii, nu-i de la noi. Cu ce mi-a spus dumneavoastră povestea veche, cu recalcularea, am făcut demersul, dacă mai trebuie cineva să facă o cerere, pentru cine din urmă. Nu, domnul primar, acolo e de lucru. Aia vine ulterior. Dar pentru noi, cei de acum, da? Am auzit că, de fapt, trebuie să dăm toți banii înapoi. Dumneavoastră știți treaba asta? Doamna contabilă ne poate spune. Dar au făcut un referat, dar nu e lucru. Deci trebuie să verificăm piletul. Deci peste tot, indemnizațiile de conducere nu le dă nici Anton, nici Ambăru, nici Zambiu. Le dă legea lor. Corect. Da? Deci noi mergem pe lege. Dar dacă noi am făcut numai ședințe extraordinare și de îndată, ca să nu vină domnul Eugen Ungureanu să ne filmeze. Da, așa. Așa n-am nicio treabă. Ia că acum primim ce... Mă informez și la ședința extraordinară vă dau un răspuns. Cu privire. Deci nu e bine și să știți dacă este așa cum am auzit, nu e bine deloc. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, nu sunt de acord să dăm niciun ban înapoi. Ba mai mult de atât, le propun colegilor, că noi am stat în Comisia 1, să plătească cine a greșit. M-ați înțeles? Logic. Asta este o logică care funcționează peste tot în lume. Asta e. Ori intrăm în normalitate, ori stăm acasă și ne vedem și vine ca la casa de nebuni. Știți dumneavoastră cum e proverbul ăla. Deci nu se poate. Adică am zis, suntem 6 luni, 8 luni, ne acomodăm, intrăm și noi într-o normalitate. Dar la noi cât durează normalitatea asta? Tot mandatul? Am înțeles. Gata, nu mai am nimic de spus. Da. Le-am cuvântul domnului consilier Rondo. Domnule primar, domnilor consilieri, în ședințele anterioare am solicitat, v-am adus la cunoștință în primul rând și am solicitat o anchetă socială familiei Itco. Da. Am înțeles că s-a făcut acea... Da. Puteți să ne ziceți și nouă ce s-a... sau să ne citiți ce s-a constatat? Nu știu dacă am încheiat socială aici. Este, parcă. Citeți. Aici? Dar ce li s-a promis? Li s-a promis în campanie ceva? Li s-a promis în campanie ceva la Mănești? Aici am răspuns eu la întrebarea dumneavoastră. Stați să auzim prima oară ce s-a constatat. Nu, 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 este la dumneavoastră. Între timp cât caută domnul primar, mai am și eu o întrebare scurtă. Da, nu am, dar vă pot spune. O întrebare scurtă, domnul primar. Am înțeles că a fost organizat un concurs pentru șofer. Că s-au cerut pentru șofer la primărie, nu? Cât să mai face? Că au trebuit niște acte, parcă s-a angajat acum la Ministerul Transporturilor, la NASA, așa, și acum s-au hotărât să schimbe actele, mai puțini, mai multe. Sunt, să organizează un concurs. Care sunt regulile? Ce s-a hotărât aici? Formează niște comisii din care fac parte persoanele la alte comuni și la Consiliul Județean. Nu am făcut parte din nicio comisie, am înțeles că de două ori comisia a respins dosarele, deoarece nu erau conform cerințelor. Deci de două ori s-a organizat concursul. Acum este concursul 28. Pentru șofer, da, șofer și buldo excavatorist. Pentru că șoferul nu trebuie să numai după... Da, deci trebuie să facem o șansă. Și să iese pe 28, nu? Pe 28, asta înseamnă că e mâine. Mâine. Da. Da, domnul Andu, hai să vă spun despre... Era foarte important... O să vă rog, domnilor consilieri, ca să meargă mai repede. Deci am fost în anchetă socială la aceea familie Ivcot. Deci nu există cuvinte de comparație în ce mediu trăiesc. Deci mediul este și insalubru, dar și scăzute tavanele, n-au geamuri, peretele spar, bate vântul și în stânga și în dreapta. Deci această constatare am făcut-o cu comisia cu care m-am deplasat la domiciliul lor. Fără resurse de curent, asta n-ar fi un impediment, că n-au curent, dar nu pot să trăiască omenește ce am văzut eu. Deci asta vă spun ce am constatat în ancheta socială. Ca să vă dau răspunsul. Da, era foarte important să o șeci timp... Nu în fața mea! S-o încurca prin hâte pe aici. Nu trebuie să fiți, asta a fost la răspuns. Ei, acum trebuie să facem precizare că au venit părintele de la biserică de la Florești și au zis că o să se implice, inclusiv de la primărie. Și domnul primar a spus că în funcție de posibilitățile legale, o să ajute pe cei doi. Dar nu, cum să spun, nu va fi prins pe bugetul local. Deci nu cu bani. Înțelegi? Că sunt soț și soții, familia este socială. Dar, în general, exact cum a fost și pentru familia de la Stejaru, unde a venit biserica adventistă și a pus geamuri, uși la... Și asta ce înseamnă? Că primăria Scorțeni nu poate ajuta decât... Primăria Scorțeni, primăria. Eu și cine mai sunt implică, dacă vrea, pe lângă dumneavoastră. Să facem o analiză la nivel de comună, să vedem câte persoane ar mai fi în situația lor. Este asistență specială, domnul Zanfirescu, și care are evidență cu persoane defavorizate. Deci Comisia Consiliului Local, care are în atribuit treaba asta, se autosesizează că suntem aici cu toții, împreună cu Comisia Primăriei, ne prezintă în Consiliul Local lista tuturor cazurilor. Că bănuiesc ca băieții ăștia mai sunt. Că, de exemplu, am și eu doi vecini. Am și eu doi vecini cu mine. Le cade în cap, da? Le cade, poate să le cadă în cap ăla, că ei toată ziua sunt băuți. Înțeleg? Dar trebuie să creăm niște criterii de analiză în cadrul comisiei și dacă putem să ajutăm chiar și cu bănuți, o vom face. Nu, cu bani nu se poate, domnule. Nu se poate cu bani. Personală, a mea sau altcuiva din colegii noștri, printr-o cunoștință, prin cineva care vrea să doneze 50 de borsari, eu am și pui o masă, o ușă, un geam, și poate fiecare. Forța din muncă va fi folosită de către ajutorul social. Pentru a admira. Dar problema este, haideți să nu o facem chiar punctual. Haideți să vedem dacă vrem să avem un moment zero. Haideți să vedem că și aici aceste cazuri sociale, măcar să le știm pe toate. Că sunt și alte. Evident, este la asistentul social, dar știți foarte bine că luna nici acum nu a venit, că cu piciorul lui Cristina. Și nu pot să vă prezint de la... Când decideți dumneavoastră, prin cei de specialitate din subordine, la extraordinară sau la ordinară, o situație clară în Consiliul Local, făcută cu responsabilitate, stabilim și niște criterii în care facem o evaluare în care să-i băgăm în seamă, da, ca să fie totul totdeauna justificat. Dar dumneavoastră, dacă vă întreabă unul de pe lista, de ce ați dat-o la domn primar și mie nu? Dumneavoastră să aveți prin comisie documentul necesar. Pentru că nu e numai unul. Nu, dar există, există situații la compartimentul de specialitate și au pe copii, au evidența și fetele la UNICEF. Deci există o informare, dar e vorba că, cum a spus și dumneavoastră, din cazurile macro, noi trebuie să ne reducem cu niște criterii, cum a spus dumneavoastră, la problemele mai stringente, mai grave. Un pic suntem în ședință. Probleme sunt la nivel de comună, dar nu se iau în seamă. Eu, tura trecută, am spus despre Paon. Știți că la fetița cea mică am putat 2 degete și a stat cu ea în spital, o luat cineva la cunoștință? Știți în ce situații stă acasă? Au copii? Cea mică merge la grădiniță, da. Mai are una care merge la școală. Deci sunt familii cu probleme. Da, nu referitor la familia Idcor, că am fost personal acolo. Deci ei sunt 2 băieți tineri care puteau să-și pună un bar la casă, să nu se ducă așa, și un voz de lut, nu stai toată vara la crâșmă. Sunt multe familii care au copii. Cunosc chiar de la Bogdănești, care toată vara au venit săraca cu aceiași papuci la școală rupți. Sunt în evidență, au fost anchete sociale. Și acasă îi vai de capul lor. Sunt toate de adrese la protecția copilului, la instituțiile abilitatii. Haideți să mergem să vedem, n-am nimic împotrivă, dar haideți să mergem să vedem și alte familii care au copii. Și vin la școală, vai de capul lor, și acasă stau la fel. Aduceți la cunoștința Consiliului Local, aceste familii și cine nu este împotrivă. Nu, dar cum s-a făcut comisii cu anchetă socială la familia Idcor, așa sunt în toată comuna. Dumneavoastră nu solicitați. Mă rog, domnilor consilieri, am hotărât să stabilim o ordine de înscriere la cuvânt. Nu am nimic împotrivă cu ăla. Dumneavoastră ați făcut ancheta socială. Dacă mă lăsați, că m-am înscris la cuvânt, da? Ați făcut ancheta socială, ați constatat. Da. Prima măsură, care i-ați luat-o la nivel de primărie și la nivel de ăsta. Am văzut, de asta v-am cerut acea hârtie să ne o citiți. A scris ceva, urmează să luăm măsuri. Ce măsuri? Eu, prima măsură, aș solicita să le acordați o încăpere până la rezolvarea acestui caz. Hai, domnul Andru, să vă lămuresc. Eu... colega și foarte bine, am făcut demersuri necesare, cred că vreo 5-6 luni de zile, după inundații, după problemele care s-au inivit la nivel de comună, și către prefect și către Isu Bacău, pentru a ne da în gestiune 1, 2, 3 containere, module, după necesitățile din comună. Răspunsul a fost foarte clar, deci ajutor din partea instituțiilor superioare care gestionează această situație nu putem primi, deoarece se alocă doar la dezastre naturale. Deci, alunecări terenul, noi, incendii. În blocul de la Scorceni am înțeles că parcă aveți și un apartament, o cameră... Nu, nu, e adus și la bloc de acolo. Dar bineînțeles, dar... Sufletul așa, care caută sponsori, nu ești consilier și tu de casă. Cum să greșesc? Din bugetul local nu sunt de acord să ne apucăm de construi casă. Ar trebui să facem mult în cartier. Nu, hai și vă spun. Deci, chiar dacă... Chiar dacă... Ce înseamnă? Îi lăsăm să cadă casa peste ei? Domn primar, revenim la ceea ce spuneam. Am înțeles. Adunate cazurile, ne discutăm în ședința Consiliului Local. Și facem o... Creăm niște criterii, că poate omul are dreptate, are și doamna dreptate, are și... Își puncte diferite de vedere. Haideți să vă... Nu, haideți să vă zic despre ce e vorba. Chiar dacă noi, ca primării, ca avem în Consiliul Local, am vrea, mă auziți? Am vrea să investim într-o construcție, prin hotărârea Consiliului Local, să investim pentru a ajuta niște persoane, nu spunem numai cazul ăsta, cazul el. Deci acea persoană când dă colțul, când moare, deci locuința devine locuință socială, intră altă persoană cu probleme, deci nu poți să investești pe timp. Nu rezolv nimic, că tot puteroși sunt sau tot, nu rezolv nici așa. Exact vorba aia, cum are faci prima dată. Ziceați că prin sponsorizări. Sponsorizări ce înseamnă? Trebuie la nivel de primărie făcut cerere spre Dedeman, da? Primăria Scorceni Cred că este legat, domnul secretar, așa, nu? Da. Primărească, ce-mi solicit pentru un caz deosebit... Chiar asta urmează să facem, după ce constatăm și ne dați și girul dumneavoastră. Că dacă nu, trebuie să o facem pe pielea noastră ca persoană fizică. Deci dacă Consiliul nu agrează această idee ca noi să facem demersurile ca instituții către sponsori, legal, cu cerere și ca reprezentant al primăriei, trebuie, dacă vrem să ajutăm pe cineva, trebuie să o facem în mod particular. Și atunci nu mai ai treabă cu nimeni. Deci tu, persoană fizică, te duci la un prieten, băi, dă și tu 20 bucăți de tablă. Deci, dar altă posibilitate, deci dacă Consiliul Local și dumneavoastră împreună vă dați girul și am girul dumneavoastră, fac demersurile pentru că, da, trebuie să, cum a spus și domnul Zanfirescu, să facem o situație clară. Da. Domnul consilier, numai puțin, domnul consilier, vă rog. Am și o întrebare scurtă. Da. Avem o mașină aici, din ce o ținem mică? De ce nu este folosită? S-o spus de la început, dați examen pentru permis de conducere. Păi mâine se ține examen. Dar nu dau examen permis când vrea cineva, domnule. Dacă eu l-am abilitat și o mă fi la volan din nebun? Dar nu e o întrebare pusă. Da, mașina este funcționabilă, își face treaba. Este un examen, dar eu nu fac școala de șofer, nu spune cineva. Da, deci, domnul Ozu, dacă mai aveți întrebări. Nu, am fost lămurit. Pentru următoarea ședință, așa, haideți să discutăm, chiar dacă nu avem bugetul, că s-ar putea să gândim. Haideți să ne gândim să avem o imagine, măcar de ciornă, a organigramei, funcțiilor din cadrul primăriei, ca la început de an, concomitent cu bugetul, să știm și noi ce facem anul ăsta, că sunt necesități. O organigramă actualizată, pe care fiecare consilier să aibă în ciornă pe masă. Am văzut pe un proiect de-a dumneavoastră care îl aveți pentru următoarea ședință, solicitați un proiect și pentru angajarea unui poliției. Dar este martin, ca să... Cu gradul de handicap. Puteți să le dați un răspuns în ce stadiu sunt, ce... Deci, din punct de vedere legal, eu ca primar, deci garantez că o să le fac la oameni, acești oameni, angajari la persoane, deci angajare din primărie. Dar, din momentul în care știți foarte bine că bugetul local nu este, și nu știu în ce sume încadrăm, am derogat un pic, o lună, două, până ne punem bugetul pe picioare și toate acele persoane care au gradul 1 de handicap însoțitor se vor face diligențele necesare pentru angajarea lor la primărie. Deci ăsta este răspunsul, știu despre ce este vorba, sunt de acord, dar momentan nu am avut la ce să mă raportez ca sume, cum să le punem pe... Și asta tot împreună cu dumneavoastră, când discutăm bugetul, o să fie alocat pe segmentul financiar și acești bani. Dar dumneavoastră, de exemplu, dacă ați întocmit, aș face un contract de muncă. Să plătiți retroactiv. Eu sunt foarte de acord cu dumneavoastră. Sunt domnul Mircea, știu că mai bine am făcut... Haideți să vă spun. Deci sunt foarte... În momentul în care s-au făcut... Domnul Zanfirescu, lăsați-mă să vă dau răspuns. Dacă mă lăsați, vă dau răspuns. Contractul de muncă. Hai să vă dau răspuns. Domnul Zanfirescu, am luat în calcul situația că neavând bani la buget, una, două, trei luni, acele persoane nu vor avea un ban de încasat, nu vor, chiar dacă vor lua retroactiv, având nevoie de acei bani care iau prin indemnizație prin stat în fiecare lună. Deci eu nu știu câți dintre ei ar fi fost încântați, că toată aceeași sumă de bani o ia, și cu cardul de muncă și pe indemnizația care vine de la stat. Deci erau încântați ca să amân 3-4 luni de zile până ies bugetul, ca să pot să-i fac plata. Deci aici este singura problemă care am luat-o în calcul. Eu vă spun că sunt persoane, pentru a putea fi angajate cu carte de muncă, care ar accepta și lucrul acesta. Adică încheia contractul de muncă acum, pentru că până la urmă este vechime în muncă. Gândiți-vă că... Ia banii mai târziu. Și atât. Toate persoanele sunt de acord cu... Dacă sunt de acord, domnul secretar de Mersul Național de Contabilitate, toți și angajăm persoanele. Dar cu... CSE-ul tot la stat. De unii bani. Deci nu s-a luat... CSE-ul ăsta cu ce plătesc? Contribuțiile de stat, dacă nu am bugetul, de unii se le dau banii ca și lumea cu banii? Dar oricum acum, în luna martie, imposibil să... În luna martie le facem, că nu sunt bugetul. Și de la 1 martie se pot face contracte de muncă. Dar să vină omul... În revisalul, odată introdus, intră în vigoare cu acea dată. Și Și chiar și o zi, două, dacă... Nu o să așa multe, am 10-12 picere, dar oricum... Deci și omul să fie de acord cu această situație. Nu, 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 mai puțin sunt. Da. Pentru că parte dintre cei care sunt cu handicap gradul sunt pensionari și nu sunt cadreați. Dar avem câteva cazuri. Avem persoane tineri care, da, cu adevărat, își pierd timpul cu... O necesitate, sunt atrate și bugetul trebuie să apară, nu mai e mult. Oamenii stau gânduri că au cerut de mult, zic 3 luni, 2 luni. Spun că totuși nu s-o lua nicio măsură. Deci rușine oamenilor să vină să vă stea pe cap. M-au întrebat câțiva dintre ei, n-a răspuns, au înțeles, au zis că nu este o problemă pentru o săptămână, 2-3. Deci am discutat cu persoane în cauză. Da, nu știu cu cât i-ați discutat, eu nu știu. Și nici dumneavoastră nu știu cu cât i-ați discutat. Corect, normal, e normal. La momentul de față, puteți să ne spuneți un număr celor care sunt la ajutor social? Evident, cât sunt oameni care cu dreptul muncă? Aveți vreau. 32, da, da. Păi în august-septembrie, când am făcut atunci o analiză, erau 77. Nu, acum asta... Am lăsat eu 59. Deci erau 77, ca așa ați spus. Da, da, da. Acum ați crescut la 100? Da. Nu cadrează, deci nu pot și eu omului dreptul pentru că ai abuz în serviciu. Nu a făcut preferențial. Au venit, sunt persoane cu probleme în baza unei închidii sociale. Stați un pic, problema e ok. Vine primăvara, oameni buni. Ia uzi ce forță avem. Oamenii ăștia. Sectoare, plan de muncă, împărțiți pe localități. E și plan de activități făcute doar la vicii. Eu, Bănuțu, da. Și muncă. Și munca. Oricum n-au muncit în viața lor. Cât au muncit acum, vreau să spun că am frigiderul plin, nu contează, nu mai golim, noi venim noi și mai luăm de el. Mai venim și mai luăm noi. Uite, eu mă ofer să vin să mă mai știu, peșteleală primesc, mară... Nu, deci treaba este, sunt, am înțeles, sunt 100. Sunt pregătită. Vine primăvara. Plan de muncă, oameni la treabă, să facă sectoare, să facă împărțiți. Problema asta este. Păi problema asta e că când îmi venea mie rândul să discut, că le am și eu puse pe... Dacă doamna consiliere... Nu, mai am o problemă. Am înțeles că se organizează un concurs cât de curând. Acum, cred că mâine, nu? Pentru postul de șofer, nu? Păi nu așa mâine, da. Da, 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 mâine. Puteți să ne spune și nouă, cine face parte din comisia de evaluare a... Nu știu cine face parte, sunt făcute adrese la entitățile vecine, cine au desemnat, domnul secretar aveți evidența, cine sunt persoanele, și la Consiliul Județean cine vine, că nu am nicio implicare în treaba asta, că nu e treaba mea ca primar. Eu am făcut solicitări de înființarea concursului, persoanele sunt stabilite și desemnate de... Cine e președintele de comisie? Că de fapt asta e. Cine e președintele de comisie? Rămăsesc să se transmită Consiliul Județean. Deci s-a făcut adrese. Dar mâine concursul și este rămasă toată documentația la doamna Tănase, care răspunde de resurse umane. Mă duc în jos dacă la doamna Tănase vă spune. Sau când concurent. Să ne aduc în comisia, să vedem. Este comisia de evaluare și de participare la concurs, dar este și comisia de contestații. Așa spune legea. Este dată dispoziție pe direcția asta. Ca să nu fie niciun fel de interpretare asupra concursului, s-au făcut adrese la comunele Ardevani, Strugari și Consiliul Județean Bacă pentru a se face un concurs transparent. Din această cerut dumneavoastră aici, deci vă spun foarte clar. Dumneavoastră ați cerut specialiști. Da, corect. Deci restul, comisia este de aici? Nu. Deci ați cerut specialiști. Da. Deci comisia trebuie să ai un președinte de aici. Nu din altul. Nu e adevărat. Hai să vă explic eu cum trebuie. În primul rând, condițiile specifice trebuiau stabilite de către șeful de compartiment, în subordinea căruia îi apărea postul de șofer. Da? Șoferul face parte din compartimentul administrativ și intră în subordinea directă a viceprimarului. Dar nu spune legea. În momentul în care... Doamnă, șeful compartimentului, unde urmează să se facă încadrarea postului, face parte obligatoriu din comisie. Ascultați un pic. La articolul 4 spune așa. Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc pe baza fișei postului, la propunerea structurilor în a căror stat de funcții se află funcția vacantă. Adică, la propunerea mea, pe baza fișei, trebuiau înaintate date către... Exact ce am spus. Da. Dumneavoastră sunteți șeful structurii unde urmează să se facă încadrarea. După aceea, în vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituțiilor sau autorităților publice transmit compartimentului de resurse umane. Exact. Propunerea pentru organizare și ce mai este. S-a făcut altfel? Păi nu s-a făcut. După aceea, propunerile privind componența Comisiei de Concurs, precum și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Aici... Acolo e alte comisii, față de cea inițială. Și Comisia de Organizare a Concursului, deci a subiectelor, cât și a cea a contestațiilor, trebuie să fie diferite, cu persoane diferite care să... Păi nu, că n-am. Poftim? Vorbește. Spune așa, persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții. Să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea postului căruia se organizează concursul. Deci din comisia de concurs, cât și din comisia de contestație, trebuie câte 3 la fiecare. De șoferi, că șofer nu e organizat. Dar regulamentul de desfășurare a concursului ce nu l-am tocmit? Vi l-a dat la aprobat. Păi trebuie plan operațional, domnul Sanfilescu. Regulament de desfășurare a concursului, da? Deci ăla a fost întocmit în baza celor ce scrie în lege, da? Am văzut că scrie acolo publicitate să depun dosare, dar nu scrie și publicitate să fac contestații. Persoanele care nu au fost îndreptățite. Asta face parte din acel plan operațional. Nu. În urma respingerii dosarului, nu face o contestație. Deci nu în urma concursului. În anunțul unui concurs trebuie să cuprindă toți acești pași. E un regulament, domnule. Îți facem o contestație. Dacă nu este întocmit corect concursul, îți facem o adresă către organele abilitate de drept să... Cei care au făcut și au organizat concursul să răspundă. Cei care au stabilit condiții de participare, toate regulile se răspundă de tot acela. Am solicitat o persoană cu experiență. Nu știu, condițiile care le-a scris dumneavoastră. Unul care nu știe, deci trebuie să ai calificare ca să ieși pe drumul. Nu e problema asta. Condițiile de participare nu au fost scris. El se referă la modul de organizare, la planul de desfășurare sau acel plan operațional, cum spune doamna. Dacă aveți fisuri în acest plan și unul se simte nedreptățit și face contestație, dă peste cap un întreg concurs care poate, de fapt, să selecționeze pe cel mai bun cu criterii corecte. Și vă treziți că un om care a fost cel mai bun va fi anulat, se anulează concursul prin ordin superior sau chiar de instanțe și pierdeți. Totul pierdeți. Chiar un om care a fost selecționat pe corecte. De ce? Pentru un viciu de procedură. Deci asta la asta se referă el. La articolul 8 se spune așa. Prin act administrativ al ordonatorului de credite, al autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentului regulament cadru, adică regulamentul de organizare, uitați aici. Da? Așa. Se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel târziu, în ziua publicării anunțului. În momentul în care s-a publicat un anunț, comisiile trebuie deja să se știe cine face. Domnul secretar spune acum că nu știe cine face mâine la concurs. Doamnă, eu v-am spus că toată documentația a fost trimisă de doamna Tănase, care este responsabilă cu resurse umane. Spuneți un pic, doamna Tănase, le aducă și nouă comisii care sunt formate și persoane. Da, aici răspunde că se spune prin act administrativ al ordonatorului de credite, adică al ordonatorului de credite primar. Este dispoziții, da. Dacă a dat dispoziții primarul, este clar că are specialist în compartimentul. Da, dacă am dat dispoziții. Da. Dar e a treia oară când dacă nici mai căutăm chichiți. Acum avem șofer... Da, dar nu-i vorba. Asta trebuie să avem în vedere. Trebuie să avem în vedere pentru orice concurs se organizează. Bine. Nu trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Eu am nevoie de om de bulto că vine, cum a spus, noi aș văzut bine, domnul Gelu. Șanțurile alea, că acum se fac, că le face. Am balasul ăla, n-aș mai închiria utilaj în altă parte. Închiria numai o mașină să-l car și fac cu bulto meu, cu omul. Pentru că mie nu trebuie șofer să mă plimb, eu mă discurc. Chiar dacă n-am carnet. Dar e vorba că pentru instituții să facem un capăt de drum, facem economii. De asta am zis că om cu experiență, domnule, cu calificare, îi rovinietă, tot ce trebuie și o scot la treabă. Da, și la noi, la nivelul primăriei, trebuie să se înțeleagă că... Dar eu am înțeles că s-au făcut demersurile. Eu am dat dispoziții. Eu nu pot să știu dumneavoastră. v-ați interesat că ați binevoit dumneavoastră ca să fiți documentați. Eu nu pot să stau în... În toate jucările. Este persoana responsabilă care a strâns dosarele. Eu nici nu știu cine e la concurs. Nici nu m-a interesat cine e la concurs. Doamna vice, dumneavoastră aveți ceva personal cu mine sau care e problema? Dacă v-am explicat odată că este persoană desemnată cu problemă de resurse umane. Mai mult ce pot să mai spun? Gata, am închis discuția. Dar dumneavoastră, ca și jurist, domnul, când ați constatat că nu s-a făcut concursul respectiv, am înțeles că este în domeniul de către dumneavoastră. Anunțul acela care este publicat jos la... Doamna vice, încă din toamnă, din octombrie, ne închinuim cu postul ăsta. O fost preanaliză la dumneavoastră cu fișa postului. Deci au fost din luna octombrie cu fișa postului. Nu dumneavoastră și cu dumneavoastră am stabilit fișa postului? Da. Păi și atunci care... Și ia spuneți-mi acum. Fișa postului nu s-a schimbat. Cum nu s-a schimbat? Ce s-o schimbe? Unde? Păi dar acolo erau niște condiții specifice. Eu nu mai știu ce s-a întâmplat. N-am ajuns să mai analizez. Pentru că este responsabil cu resurse umane de rugăm. Da, dar nu pasăm de la unul la altul. Trebuie să ne asumăm răspunderea pentru ce facem. Răspundem, doamnă, sigur. Da, o să vă rog să fim mai expeditiv. Se iau postul de la... Doamna viceprimar, v-ați înscris la cuvânt. Mai am eu un punct. Problema cu site-ul primăriei. Corect. Ce se întâmplă cu site-ul primăriei? Că nu se reactualizează absolut nimic. Deci componența Consiliului Local. Am văzut că la dumneavoastră domnul primar este, la domnul secretar este, la doamna viceprimar este. Nu este afișată componența Consiliului Local deloc. Dar banii am plătit. Cine? De asta a spus din vreo două președințe în urmă. Poate trebuie să-și pună. Este dispoziție dată și o dată. Deci dumneavoastră sancționați cu ceva o persoană respectivă cu departament care nu se ocupă din site? Domn primar. Da. Ați luat ceva din salat? Fiecare compartiment trebuie să aibă un om care își postează acolo problemele specifice. La nivelul primăriei Scorțeni trebuie să fie un unic responsabil. În fața dumneavoastră, da? Doamna vice, în fața dumneavoastră, pentru că eu pot trebui dumneavoastră. Stați să vă spun, a venit domnul care gestionează site-ul. A spus dacă întâmpinăm probleme. Dacă întâmpinăm probleme și a zis că dacă, deci așa am vorbit, dacă din primărie nu se descurcă, dânsul ne face cu titlul gratuit toate postările pe compartimente pentru a fi în regulă. Am vorbit la primar, dar noi am dat bani la... Păi eu ce spun? În execuția bugetară, o sumă... Și dânsul se obligă. Se obligă, o venit personal, am discutat, să facă această chestie. Alte lucruri, nu? Problema este alta. Problema este că nu se vrea anumite departamente, anumite secțiuni, nu vrea să reactualizeze. Deci nu se vrea. Nu care compartiment, domnule, ca să... Eu nu m-am uitat pe site-ul primării, că n-am timp de asta. Spune-mi, pe care compartiment eu și fac demersul. Este o perioadă de lege, să afișați absolut toate... Toate informațiile despre Consiliul Local, vă întreb eu, ca să luăm un exemplu, să intrăm în problemă, da? Toate informațiile despre Consiliul Local, absolut tot, da, domnul secretar. Și de ce nu o face? Pentru că, domnul consilier, vedeți dumneavoastră, în momentul de față sunt niște contracte în derulare. Sunt deficiențe cu cei care au încheiat contract. Așa cum a zis și domnul primar. S-au obligat. Au fost. Și se vor reglementa pe compartimente. Am plătit, domnul Vasile. Da. Am înțeles. Acum, deci, s-o discutat vineri. Da? Am dat banii. Da. Și atunci trebuie să refacă toată situația pe compartimente și a rezolvat problema. Deci eu n-aș duc până acum. Sunt atâtea informații. Da, e vorba... Aveți dreptate. Absolut tot. Poate nu se pricepe. Nici eu, dar... Omul, stai un pic, mi-a zis că trebuie să facă el. De-aia mi-am spus, dom'le, aveți un om tânăr, un băiat tânăr. Eu am dat o sugestie. Avem. Care să-l puneți la treabă, să nu mai bată bețe în cap aici. Da, am înțeles. Și îi spune Daniel, băi, că nu-mi faci. Uite, asta îmi faci astăzi. Îmi dai... Îmi postez treburile astea. Ce e aici? Toate declarațiile de avere, la toți consilierii. Componența consiliului. Mâine, a terminat șeful. Mâine ce-mi dați? Ia și coale și procesele verbale și le pui pe aia. Și asta e treaba, nu face neapărat el, care și alte treburi. Dar hai să mișcăm una că letargia asta face. Vă scuzați-o, din grea să întreb cei care n-au adus declarații de avere, că au trecut acum un an și nu mai apar. Iubeați, cerut, eu am adus. Nu facem revendic la cei care ne-am dat a doua oară. Eu am adus odată și ședința trecută mi-ați dat să completez din nou. Da, s-au rătăcit în timp. Eu acum le-am adus, vi-am adus din nou, dar odată vi le-am dat. Deci, se prea poate, eu nu vă... Doamna viceprimar, dacă mai aveți... Da, voiam să mai precizez cu acțiunile de la venitul minim garantat, cei de la ajutorul social. Toate activitățile trebuie aprobate de către Consiliul Local. Eu am sperat că și la cele extraordinare și de îndată, din ianuarie, o să vină doamna de la Departamentul de Asistență Socială și o să depună raport de specialitate. Eu, între timp, am trimis și la Oficiul de Probațiune la Bacău grafic cu activitățile propuse pentru anul 2017, în cazul în care am avea persoane care ar trebui să desfășoare activități în folosul comunității. Acel grafic nu este. Deci acele activități nu sunt aprobate de Consiliul Local. Eu am toate activitățile, am tot, în schimb, este și făcut din dumneavoastră, dar să vină asistentul social să facă. Dacă e bolnav din capacitate temporară de muncă, știi. Să inițiați un proiect dumneavoastră ca primar pentru ședința, dar nu mai ducem în aprilie-mai. În martie, cel târziu, la ordinară, la normală, cu analiza taxelor și impozitelor locale. Păi noi din decembrie, toate comunele au făcut din decembrie. A fost acea hotărâre de guvern a partidului dumneavoastră, cu 102 taxe scutite. Trebuia să vedem și noi cât sunt. Le dăm la fel, le dăm mai jos, le facem facilități oamenilor. Da. Păi de pe 3 ianuarie, de când a început încasarea, doamna care percepe și încasează asta, trebuia să aibă baza legală, hotărârea Consiliului Local pe anul 2017, doamne. Ce Dumnezeu! Noi vorbim tot din timpul, deci sunteți inițiatorul, le cereți compartimentul de specialitate. Deci de-aia dat e inițiator și... Da. Spuneți-mi, doamna Nicolina, să ne aduc un pic de sală la concurs. Aveți dumneavoastră jos, la nu știu ce am reușit. Doamna viceprimar, mai aveți și pe dumneavoastră? Nu, nu, atâta. Păi să duci doamna Consiliu Vasile, ca să aducă... Pentru a merge mai repede, m-am înscris și eu la cuvânt, o să renunț, că nu sunt chiar urgente, pentru că poate dintre noi avem și servicii, dar ajungem, eu cel puțin am serviciu. M-am învoit pentru o anumită perioadă. N-ar fi chiar urgente, mă refeream la o fântână, la Grigoreni, unde... Dar e o problemă care oricum nu se poate face acum. Domnul Ovidiu, haideți să discutăm pe proiect bugetul când îl avem, când împărțim banii pe trimestre, când îi punem pe capitole și pe cele două secțiuni și atunci ținem cont de toate ideile care sunt. Da, da, da. No, mai aveam întrebări la care s-a deja răspuns, așa că... Eu renunț la... O să vină doamna de jos, să-și uite un pic și pe dosarul de concurs. Chiar trebuie să ajung la Transilvania, sincer. Trebuie să iau postul ăla de... Știi de ce vorba, programul ăla. Dacă nu mai sunt probleme... O solicitare care s-a făcut tot dumneavoastră la nivel de instituții către unitățile bancare din zonă, pentru bancomat, mai știți ceva, v-am primit? Răspunsurile sunt negative. Eu rămas să mai discutăm cu ce, o să vedem, dar sunt negative pentru că nu sunt persoane... Da, atunci o să declarăm închisă ședința de astăzi. Da, mulțumim.